Salutare! Noi suntem în Dodi, în continuare vorbim despre cartea lui Murray Rothbard, Etica Libertății. Continuăm cu partea a treia, Statul împotriva libertății și capitolele 22 până la 25, și anume natura statului, contradicțiile din interiorul statului, nivelul moral al relațiilor cu statul și relațiile dintre state. Deci ceva ușor, scurt, nu trebuie să fie nevoie să aveți răbdare. Da, înainte de a începe discuția, ca de obicei, o să vă rugăm jos să apăsați pe butonul de like, aveți și un buton de share, dar cumva credeți că spunem ceva ce merită împărtășit și altora. Alături aveți un buton de subscribe, de asemenea dacă vreți să mai aflați câte ceva despre noi, și vă invităm să parcurgeți așa sumar descrierea acestui video. Vedeți pe unde mai dați de noi pe net, platforme de podcasting și alte asemenea chestii. Tot așa mai găsiți în descrierea videoului două link-uri de Patreon și Crypto, dacă sunteți oameni de cultură și simțiți că ați primit vreo valoare de la acest podcast pe care vă împinge nevoia de a o recompensa. Uite, ai războiul ăsta acum în conservatorism, între conservatorismul oficial, să zicem, care era reprezentat de Bakunski, paleologul Papahagi, și conservatorismul, nu știu cum să-l numesc, reprezentat de Murgescu, de Lucian, știi, ne? La de la firul ierbii, nu? Da, da. Într-un fel, nu e nou, ci e mai vechi. Dacă, mai corect, dacă e să asta facem, e mai vechi. Să facem referire la o scriere de la Thomas Sowell, nu? Ai clasa unșilor și clasa oamenilor adevărați, nu? The anointed, da. Bine, deci ce zice Rothbard? Începe cu natura statului. Ce este statul și ce face el? Și nu intrăm încă în ce pretinde statul că este. El insistă mult pe ce nu este statul. Exact. Definiția via negativă. Eu aș zice că statul este un cumul de servicii ținute în mod forțat, agresiv, de către un sistem. Nu te ca monopol, pardon. Sănătate, apărare. Foarte multe, dacă vrei, recit cu un pomelnic cu câte chestii face statul. Dar nu, let's not go there. Ea spune că definiția cea mai întâlnită a statului reprezintă monopolul asupra inițierii forței pe un teritoriu. Restul de servicii pe care le oferă statul, ea spune că astea sunt acoperirea, sunt așa, ia uitați-vă la mâna asta ca să nu vedeți ce face mâna asta. Asta e definiția weberiană, standard, asta cu apărarea, dar e folosită, știi, mai toată lumea cred că o folosește și în mainstream și... Dar eu n-am spus că e apărare, am spus că este monopol asupra inițierii forței, nu spun că inițiezi forța ca să te apăr, inițiezi forța ca să-ți iau bani. Deci monopolul asupra legitimității inițierii forței. Bine, el ce are în vedere e că te apăr. Asta da. De aici vine legitimitatea. De ce sunt taxele legitime? Păi sunt niște prețuri pentru apărare. Vrei să fii apărat? Da, vreau să fiu apărat. Păi, te apăr. Dai taxe și eu te apăr. Deci asta ar fi funcția centrală a statului. Și apoi vin celelalte, educație, sănătate, mă oferem. E, și Rothbard începe acest capitol exemplificând cât se poate de clar, să fie clar pe plăcerea și posibilitatea oricărui om simplu să înțeleagă. Și zice așa, să presupunem că există mai multe magazine care vând pepeni într-un cartier. Ok, de ce îi plac pepenilor Rothbard? Chiar e irrelevant pentru punctul pe care urmează să-l facem. Unul dintre acești vânzători de pepeni, îl numim Popescu, începe să se folosească de violență ca să îi convingă, între ghilimele convingă, pe ceilalți
vânzător de pepe, să-și închidă magazinele și să se cale din cartier, să rămână el singur, da? Le strică magazinele, le pune pioneze în mașinile de transport, le strică, le fură pepenii, orice, da? Ideea e că se folosește de forță, până când rămâne și ajunge singurul distribuitor de pepe în acel cartier. Dacă mai vine cineva să își deschidă un magazin, Popescu vine la el și zice, ce vrei tu să vinzi aici? Pepeni. Nu, nu se poate. Nu se poate. Pepeni, n-ai voie. Altceva, gumă de mestecat, pepeni nu. De ce? Dar de ce? Păi eu vin pepeni aici. Statul contemporan, nu știu dacă sparge geamuri mai degrabă, vine cu niște standarde de calitate, știi? Statul contemporan nu mai sparge geamuri pentru că s-a instaurat ca fiind singurul spărgător de geamuri, da? Dar sparge în continuare, adică dacă cineva se apucă să emită monedă, de exemplu, unul dintre monopolurile deținute de stat, vine și îți sparge geamul, sparge capul, te bagă la închisoare. Adică nu le sparge, că nu e cazul, că oamenilor le intră africanoase, adică nu... Da, s-au obișnuit, da, cu... se conformează voluntar, ca să zic. E, și ideea cu vânzătorul nostru de pepeni, Popescu, de mai devreme, era asta, că oamenii înțeleg, adică sper că înțelegeți că felul acesta de a-și consolida afaceri, faptul că tu după aia cumperi pepeni de la Popescu, nu-ți face Popescu o favoare că-ți vinde pepeni. Da? Nu, faptul că Popescu îți vinde ție pepeni nu legitimează că nu mai e concurență, nu legitimează faptul că i-a bătut pe el alți vânzători de pepeni, poate i-a și omorât pe unii dintre ei, că de statele au mai făcut chestii de-astea. Adică n-ara grea modelul de business, Risa. Așteptarea de obicei este, dacă îl critici pe în zilele noastre, dacă îl critici pe acest unic furnizor de pepeni, lumea o să zică, a, deci ești anti-pepeni. Da, tu nu mai vrei pepeni, da, exact. Ești pepenofob. Exact. Și ai ceva cu noi, vrei să ne lipsești de pepeni. Vrei să murim fără pepeni, da. Ar fi, am fi pepeni los. Întrebarea e de ce reacția asta disonantă, că asta s-a și la baza libertarianismului Humor, asta l-a obsedat și pe el, cred că de-aia și deveni libertarian. De ce oamenii se uită urât atunci când un privat face asta și de ce se uită frumos atunci când statul face asta? La fel zice și Friedman, avea exemplul ăla cu ARS-ul. Dacă un hoț îmi fură portofelul și eu stric hoții, lumea nu zice că sunt țărit pe fix, crede că e o reacție legitimă. Dar dacă pleacă un agent ARS, adică ANAF-ul american, cu banii mei, și eu zic că hoții, se uită lumea. Da, deci ăsta e un mecanism foarte sănătos, mi se pare, psihologic, în care tot felul de entități din astea juridice, că într-un fel și statul, ai putea zici că e o entitate juridică, ca o firmă, nu sunt legitime și nu sunt, ca să înțelegi ce fac, poți să le asemeni cu acțiunile unei persoane și să vadă standardul diferit, dublu, între acțiunile acestor entități. E, și nu ar fi fost posibilă, cum să spun, disonanța asta cognitivă, adică nivelul de legitimitate ale naibii silabele, mi l-a taxat statul, nivelul de legitimitate la care a ajuns, de care a ajuns să se bucure statul în percepția populației, nu ar fi putut fi posibil fără secole de cum le spune, de propagandă. De doctrinare. Slavă, îndoctrinare. De îndoctrinare. Mulțumesc. Deci are statul la îndemână, cu așa cum a avut întotdeauna, dacă, de exemplu, uite, să zicem că ne este astăzi, noi trăind într-o republică, ne este oarecum transparentă ideea că atunci când în Evul Mediu regele era unsul lui Dumnezeu pe pământ, da? Și fiind unsul lui Dumnezeu, se presupune că orice decizie a regelui pe care o ia, dacă ești un bun creștin, trebuie să o îndeplinești. Trebuie să o asculți, trebuie să o îndeplinești. Bun.
Noi astăzi, trăitori în această tragică republică în care ne regăsim, e clar că asta nu era nimic mai mult decât o propagandă, na? Nu este Charles, cu toată părerea de rău, unsul vreunui Dumnezeu, mai ales să nu mai vorbim că pentru ortodoxi, unși catolicilor, unși anglicanilor, deja împărțim firul în patru. Dar ideea este că ar trebui să ne fie clar că partea asta cu unsul era propagandă pentru a crește gradul de ascultare, da? De sus în jos. Bun. Și dacă chestia asta se întâmpla în Evul Mediu și putem să o vedem cu toții, de ce avem impresia că nu se mai întâmplă și astăzi? Democrația poate fi un... Democrația. Atunci n-aveai democrație. Democrația precede Evul Mediu. Asta nu așa cum e practicată, știi, pe scară largă. Sunt diverse forme de validare a statului. Una e democrația, regula majorității. Dacă așa vreau o majoritate, înseamnă că e dreaptă acea acțiune. Dacă majoritatea votează pro-taxare, înseamnă că tipul ăsta de interacțiune devine legit. Altă formă de validare e contractul social. Ne-am angajat față de stat să-i plătim taxe și el să ne dea bunuri publice. Altă formă de validare. Pentru Rothbard, na, el o spune destul de direct. Pentru el nu e nicio diferență între o organizație mafiotă și stat. Taxele sunt taxe de protecție. Ce înseamnă taxă de protecție? Păi niște băieți se duc la magazin de cartier și spun că mâine te protejăm noi. Păi și care ar fi problema cu acest schimb? Păi o problemă e că nu e un schimb voluntar. Într-un schimb voluntar ai acordul ambelor părți. Unul dă niște bani și celălalt dă niște pufuleți. Aici nu. Proprietarul consignației poate dorea apărare prin mijloace voluntare, adică să dea unei firme private de apărare și să primească servicii de apărare. Aia la mafios nu se întâmplă așa. Îți impun tipul ăla de contract. E, pentru Rothbard nu e nicio diferență între mafie și stat. Deci taxele puse de interlopi sunt la fel ca taxele statului. Da, pentru că dacă este să ne gândim în felul ăsta, da, vine mafiotul și îți spune că îți dă taxe de protecție. La care omul spune, păi da, eu n-am nevoie de taxe de protecție, că mă simt bine, nu sunt. Nu, nu, că te protejezi și de mine, zice mafiotul, da? La asta se referă. La fel e și statul. Statul zice, păi da, uite, îți dau poliție să te protejeze că de criminal. Și păi da, nu, că mă simt bine, nu-i nevoie. Păi da, dar dacă nu plătește, bag eu la închisoare. Păi nu, că n-am nevoie de protecție, acum ai, știi? Now we're here. E foarte importantă discuția asta de cu taxarea, pentru că de aici pleacă totul. Dacă respingi legitimitatea taxării, e clar că au picat toate celelalte. Deci dacă un om, așa și devine libertarian, un om respinge tipul ăsta de schimb agresiv și numai că educație de stat, că ai nu știu ce, subvenționează nu știu ce primărie, muzică populară, sunt irelevante. Deci dacă ai văzut că sunt finanțate prin taxe de protecție, nu, a picat tot. Mie îmi place să demonstrez și că oamenii ăștia care iau hotărâri asupra vieților cetățenilor, ei sunt numiți eufemistic reprezentanți. Ei nu reprezintă. Un reprezentant ar fi un om angajat care face ce vrea clientul. Dacă nu face ce vrea clientul, poate să nu mai fie plătit sau să fie concediat. Bine, pentru ei concediere ar fi alegerile, știi? Bine, dar nu e același lucru, pentru că tu la serviciile unui avocat poți renunța instant aproape. Uite, aici te atac puțin, Costel, la apropo de de contract. Nu te atac în sensul de atacat, dar zic apropo de poziția ta pe dreptul de răzgândire din episodul precedent. Ce facem dacă eu mă angajez să iau avocatul ăla pe 4 ani de zile? Mai pot să-l dau afară? Nu poți. Dar ideea e că o poți face, știi? Piața liberă ți-ar tolera. Poți să-l faci pe 10, nu? Un contract într-adevăr obligă. Problema e aici că n-ai făcut contractul. Deci n-a venit nicio lacul și ai semnat și nu s-a întâmplat așa. Eu m-am gândit că oamenilor le place ideea sistemului de stat și
cu politicienii care se ocupă, știu ei, își bat capul, noi nu vrem să ne batem capul. Și mă gândeam că un politician care ar vrea să facă o reformă cât de cât înspre libertate ar putea să facă niște contracte private cu oamenii care să-l voteze. N-ar fi respectate de legile de astăzi, dar el tot ar putea să facă un fel de contract cu oamenii. Măcar pentru ca să popularizeze ideea. N-au zisem ideea asta la Dan Mașa sau? Nu, pretind că ar fi originală ideea. Parcă am mai auzit-o la cineva. La idei puteți să vă uitați la emisiunile cu Dan Mașca de la Îndodi, vedeți dacă avem dreptate sau nu. Sunt unele mai vechi pe descentralizare. Ideea e că nu ai ce poți să faci cu omul ăla, poate să-ți ofere... Rothbard discută în capitolul ăsta că statul este un monopol, are drept de unic producător, doar el are voie să ofere apărare. Unii vin cu contraexemple. Păi uite grupul Wagner, avem armată privată, gata, am infirmat obiecția libertariană. Răspunsul aici e că grupul Wagner nu e de capul lui acolo. Deci dacă Putin nu vrea serviciile lor, nu există. Decidentul ultimul e statul rus. Deci ai monopol pe piața producției de apărare, așa și cu parlamentarul ăsta sau ce era. Nu se poate oferi. Bine, underground eventual, știi? Sau altfel, dacă grupul Wagner i-ar apăra pe cetățenii ruși de statul rus, abia atunci am putea discuta de concurență. Oricum mi se pare că de la o vreme avem în jurul nostru tot fel de situații limită. Am vorbit data trecută de bărci de salvare în care vin migranții, urmează acum relațiile dintre state, ai suprastate în relații cu superstate mari. Uite, ai armate private, deci ia uitați, ce mai vreți? Este lumea voastră. A reușit să convingă lumea, asta e problema. Uite, la mâncare n-a reușit statul să convingă lumea că dacă alea nu sunt românești, nu sunt bune. Nu, lumea a acceptat că mâncăm și chestii străine și sunt bune. La armată, în schimb, a reușit să convingă. Dar nu te apără mai bine un străin decât un român. Mă rog, aici la armată oamenii se gândesc că vrei să ai servicii specializate și vrei să mai ai și componenta asta inefabilă a unui acasă care are o încărcare emoțională care va fi apărat. Nu e doar o agenție așa mercenară care poate fi coruptă de unii care plătesc mai mult. Într-o societate liberă sau într-o lume anarhocapitalistă poți avea atașamentele astea etnice, nu se exclud. Acasă m-am născut în drumul taberei. Nu trebuie nevoie de chestii agresive, de instituții agresive ca să ai așa ceva. Deci, într-un fel, ce discutăm noi aici este că ai servicii care pot fi foarte bine separate și oamenii de obicei le privesc ca fiind la pachet. Plus că dacă te forțează cineva, nu așa se poartă cineva unde vrei să te consideri ca acasă, știi? Depinde cum a fost acasă, cu ce te-ai obișnuit de acasă. Probabil o copilărie. Da, ok. Și ca să exact. Ducem punctul spus de Costel până la capăt, păi cum te apără? Cine te apără mai bine? Poate că mai bine te apără un român care e voluntar și vrea să te apere, da? Decât un străin, poate. Dar s-ar putea ca un străin care e voluntar sau plătit, o faci pentru bani, nu știu, să te apere mai bine decât un român care e luat cu japca și care ar prefera să fie oriunde altundeva decât acolo unde ai tu nevoie să te apere el pe tine. Da, pe scenariu actual, cine apără România la ora actuală? Păi o apără NATO. NATO, da. Deci americani. Deci România acum nu e apărată de români, e apărată de americani. Deci de și români. Suntem și noi pe acolo. Sunt și români. Suntem. Sunt destoinici și se antrenează, au puști, au avioane, sunt super. Ideea e că pe soluția actuală tu folosești niște străini, apelezi la niște străini. Nu vorbim de modele libertariene cu multinaționale. Nu, în cazul actual tu ești apărat de americani. Americanii și-au luat mâna, s-a terminat cu apărarea. Uite, mai devreme ziceam noi de vot. Rothbard zice că ai putea să privești
votul ca fiind un instrument prin care să poți să încerci să schimbi totuși vreodată situația agresivă în care te găsești, coercitivă. De obicei eu am ajuns să mă gândesc că politicienii mereu pretind, să ne aducem aminte de PSD cu Liviu Dragnea, care a zis, dar de ce chirăiți? De ce ați ieșit în piață? Noi am luat o hotărâre, am fost mandatați, avem voturile, avem atâtea voturi, majoritate, am fost mandatați să luăm aceste hotărâri. Care e problema acum a voastră? Mă rog, și de acolo cred că mi se trage ideea asta că dacă pretenția tuturor unei majorități este că votul mandatează, păi atunci mie mi se pare că e corect să nu votezi ca tocmai să ai o susținere că nu ai mandatat pe nimeni să ia hotărâri în locul tău. Da, argumentul ar fi că își pierde din legitimitate și asta vor și libertarienii, știi, să-l delegitimeze. Zici că votul... Mă rog, argumentul Rothbard pro vot e că na. Da. Dacă ai de ales între doi stăpâni de sclavi, unul psihopat și unul mai... Îl votez pe la mai da, și... Îl votez pe la da. Mai bun. Da. Trei obiecții am aici. Unul dintre ele este așa că ăia amețiții din stradă cred că votul mandatează, da, dar poate ei trăiesc cu impresia că s-a furat la vot sau ceva de genul ăsta, da? Bine, de fapt... Cu sistemul în care oamenii zic sistemul e bun, dar ăștia sunt hoți. Da, da. Bine, de fapt... Bine, poziția libertariană e că sistemul e hoț, știi? Exact. Nu e o problemă de... Exact, exact, exact. De circulația liderilor, pentru că toate discuțiile savante sunt despre... Puține discuții sunt filozofice, gen de ce era UE, de ce e bună UE, știi? Multe sunt despre adecvarea unor lideri la implementarea unor bune guvernări, a unei bune guvernări, știi? Da, e mai bun Drulă decât Simion, să zicem? Cum să nu? E mai european, e mai nu știu ce. E mai bun Simion decât Drulă? Cum să nu? Vine cu românii, nu știu ce. Deci chestii de personalitate care te ajută să implementezi acel sistem socialist nenorocit. E un sistem socialist mai naționalist sau mai european? Nu, da, nici măcar nu diferă. Uite că Rothbard zicea să alegi dacă sunt diferențe între opțiuni. Dar dacă nu sunt diferențe, și percepția mea e că nu prea sunt. Dacă te uiți la toate, n-ai să zici, nu știu, PSD-ul vrea să reducă impozitarea muncii sau are niște chestii prin care într-adevăr îți face... Nu, nu există. Altele decât ce a preluat de la USR? Nu, n-ai. Bine, nu zic că USR-ul ar fi avut vreo șansă să reducă impozitarea muncii, dar oricât se chinuie Claudiu. Poate în coaliție cu PNL-ul, știi? Nu, că PNL-ul nu vrea așa ceva. PNL-ul oricum n-a întâlnit până acum o măsură de dreapta care să-i cadă bine. Da, a avut contraargumente. Zice el, nu știu dacă aici, undeva pe la sfârșit, când critică conservatorii mei, cred că aici, că tu ai așteptări de moralitate, cineva să-ți impună moralitate, de la o soluție imorală, ca să folosesc o expresie cu tradiție, știi? Asta e trist, știi? Deci dacă tu înțelegi că statul e organizație mafiotă și nu știu ce, nu ai aceleași așteptări ca față, nu știu, o chestie religioasă sau în care ai încredere, să zicem. Se pare că unii oameni au așteptarea asta. Adică îl caută pe Iisus, îl caută pe la Ciolacu și pe la Dragnea. Știi? Caut, ce zic? Nu. Să nu ne mire că nu îl găsești. Revenind la ce începuse mai devreme cu votul, că vreau să ajung și la o bucățică din carte, ce am zis-o pe prima, nu stau să caracterizez pe oamenii aia care au ieșit în piață, că oricum, de fapt, am văzut recent că tipul lor de revoltă este doar atunci când nu sunt oamenii lor la putere, atunci când sunt oamenii lor la putere și se încalcă toate principiile democrației și ale libertății, e fâs-mâs. Știi? Problema era să nu fie Dragnea care să tragă foloasele, nu altceva. Dacă e Vlad Voiculescu care trage foloasele, nici problemă. Da, să trăiți, mai dă-ne, mai dă-ne. Mă rog, asta era prima obiecție. A doua era că... Asta pe care poți spune o dată care era?
Faptul că ei oricum cred, prima obiecție era că oamenii care au ieșit atunci în stradă oricum cred că votul legitimează, da? Numai că ei probabil trăiau cu impresia că le-a fost furat votul atunci când au votat de și PSD-ul. Dar evident că nu le-a fost furat votul în asemenea măsură, că nu se poate, da? Na. A doua obiecție la votul legitimează este asta, că în ce măsură, nu, că nu pot să înțeleg, scrie și Rothbard aici, cum dacă votezi pierzătorul, da? I-ai dat mandat câștigătorului. Nu, mi se pare că e un non sequitur foarte mare. Nu, eu l-am votat pe ălalt. Da. Adică dacă eu l-am votat pe Octavian Bădescu la primărie, da, nu înseamnă că l-am legitimat pe Dulăpușor Dan. Da? De unde și până unde? Am votat eu pentru el? Nu, e ca și cum eu am făcut un contract cu o Vodafone și ai telefonul de la Orange. Și, da, și primesc facturi de la Orange. What? Da, păi de ce? Păi ai semnat. Unde? Nu, asta e diferența unde? Între piață și politică. Piața permite satisfacerea simultană de Pepsi și de Coca-Cola. De simultan poți să experimenta asta. În politică nu e așa. Câștigă Pepsi 4 ani, câștigă Coca-Cola 4 ani. Iar în ceea ce privește consimțământul prin vot în general, este citatul ăsta din Spooner pe care îl ia Rothbard aici, spune așa că, nu, din contră, fără să aibă consimțământ, fără să fie măcar întrebat, da, omul este însclavizat de un guvern împotriva căruia nu poate să reziste, un guvern care îl forțează să plătească bani în virtutea unor servicii, nu îi ia majoritatea drepturilor sale naturale pentru că îl amenință cu niște pedepse foarte mari și împovărătoare. Ok, și vede că alți oameni practică această teorie în virtutea votului. Normal că o să voteze și el, adică e absurd să nu voteze, măcar că ai o șansă să îți alegi un rău mai mic, cum a spus și Costel. Defensiv. Exact, e autoapărare. Dar ce ne arată istoria? Toți oamenii care au vrut un rău mai mic și au votat... L-au obținut. Chiar nu. Deci eu votez dacă am două variante, trei variante, eu votez rău mai mic și iese rău mai mare. Cum dovedești? Cum poți să susții că de câtă vreme s-a folosit votul ăsta, iese rău mai mic? Că nu iese rău mai mic, iese rău ba mai mic. Ba mai iese rău mai mic. Uite că în 2004, de exemplu, da, am avut de ales între un fost securist, da, care a ieșit președinte, și Adrian Năstase, da, care și-ar fi instituit un regim personal, cine știe cum ar fi arătat România sub Adrian Năstase. Nu, dar argumentul e că perpetuie sistemul, chiar dacă obții, hai să zicem, ok, accept că am obținut un... Cum e rău, ăsta este mai mic. Anti-Rothbard ar fi că perpetuie sistemul. Da. Perpetuie sistemul. Da, dar sistemul perpetuie ideea că noi trebuie să alegem între rău tot timpul. În viața nu se întâmplă așa, știi? Cum zicea Rothbard pe piață? Aleg între frigider, nu e un rău mai mic. Sistemul n-are nevoie de... Poți să te lipsești. De votul tău ca să se perpetueze și n-are nevoie de niciun vot. Bar. Nu, n-are. Am vorbit deja de chestia asta mai de mult. Nu sunt, din punct de vedere al vormului, nu votează o majoritate de persoane decât în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Dacă îți votează 1000 de oameni, nu o să-ți mai scrie ăla pe Facebook, avem un contract social. Da, e adevărat. Dacă votează 1000 din 20 sau... Deja sunt mai puțini. Deja nu sunt majoritari cei care votează. Nu, ideea e că își pierde legitimitatea, iar cei care nu votează acum susțin sistemul. Da, dar gândește-te... Absenteiștii nu sunt singuri antisistem de pe planetă, sunt libertarieni. Ei care nu se duc la vot nu sunt antisistem. Mai zic că au preferințe, poate le-a fost lene să meargă. Exact. Sunt cu aur, sunt cu nu știu ce. Prostat sunt sigur. Deci dacă n-au, sunt... Dacă n-au auzit de Rothbard, de humor și de nu știu cine, sau dacă nu sunt genii, cele două posibilități, cred în sistem, cred în stat, în educație de stat. Asta au învățat, știi? Ziarele sunt de stat. Peste tot auzi numai chestii prostat. Păi o să crești tu în asta, că... Mă gândesc la... E foarte interesant ce ai zis tu. Deci dacă ar fi
palpabil puțin oameni, ar fi 1000 care s-ar duce la vot, s-ar vedea clar că oamenii nu mai sunt interesați de chestia asta și atunci probabil deja își vor fi găsit soluții. Dar altceva vreau să zic. N-are valid dreptate, își pierde legitimitatea și Rothbard merge pe aia cu puterea ideilor care funcționează inclusiv în totalitarism. Deci naziștii pedepsesc violurile. Dacă naziștii nu pedepseau violurile, nu mai existau. Pedepsesc. A, să păstreze un pic de... Da. Deci nici ea nu se joacă. Pedepsesc violurile, dar nu asupra evreilor. Da, da. Da. Și nici asupra rușilor și nici asupra altor popoare cotropite. Scuze-ți. Alea au fost doar mecanisme de război. Voiam să zic altceva. Deci dacă te gândești că de multe ori vin la vot vreo 30% din toată populația votantă și după aia una din jumătăți câștigă, practic 15% din populația votantă hotărăște pentru toată țara cine hotărăște doar cine să ia 4 ani o hotărâri. Nu hotărăște hotărârile. Da, nici ei nu hotărăsc. Și ce vreau să zic este că de la ce limită, deci e clar că se simte că există o limită unde nu mai e legitim. Și oamenii care cred că sistemul e bun, de ce nu-i deranjează că 15%? Mie mi se pare foarte puțin. Deci mi s-ar părea normal să fie 95% din total populație. Nu știu alternativa, nu știu bine. Da, exact. Care nu, e bine. Eu aș zice că e probabil, așa cum spune Costel, cred că încă vreo 30-40% nu se duc că n-au chef. Nu se duc de protest. Și deja, așa, asumă că și deja ți-ar rămâne doar 30% de protest și tot cred că e prea mult că nu-s libertarieni 30%. Mm. Hai, adunăm libertarieni, comuniști și cine ori mai fi care să zică că nu mai vor cu democrația asta. Nu știu dacă treci de 5% cu totul. Din populație. Anul 3000 vei avea. Deci, anul 3000 vei avea procentul ăsta de libertarieni. Motivele pentru care ăilalți nu se duc la vot probabil sunt că tot așa ar ieși. Nu, poate fi și protestul ăla, dar protestul ăla e față de niște forțe politice care au trădat idealurile, știi? Nu e față de sistem ca atare. Pentru el sistemul e bun. E bine să ai sănătate de stat. Problema e că niciunul nu oferă din... Mai aștept să vină ceva mai. Am mai zis o altă dată și merit, pentru mine merită repetat, dacă democrația este foarte bună, ne place ca oamenii să aibă putere. Păi și oamenii cine sunt? Păi sunt fiecare om în parte. Dacă ne place ca oamenii să aibă puterea, păi ar trebui să voteze non-stop pe fiecare subiectel. Și cum poate să facă chestia asta? Păi cumpărând bunuri și servicii. Deci, ceva ce am încercat de curând să numesc eu, democrație prin piață. Nu reprezentativă, nu pui oameni. Nu pui oameni, nu mandatezi. Îți cumperi. Oamenii nu acceptă modelul ăsta. Uite, Mises folosește analogia asta cu piața, că piața e mai democratică. Îți reprezintă mai bine preferințele, dar oamenii nu acceptă asta. Oamenii cred ce au fost învățați la școală, că statul te împuternicește. Cum te împuternicește? Prin educație gratuită, prin sănătate gratuită, prin... Și aici ai făcut alunecarea. De ce vorbeam mai devreme cu propaganda. Da, și alunecarea este că de-a lungul timpului statul, lucruri spuse de Rothbard, da? Statul a avut mereu interesul să-și țină de partea N-a lui lipsă. Să-și țină de partea lui clase de oameni care pot să-l legitimizeze. Intelectualii pe vremuri erau prin biserică, acolo erau cei care citeau, aveau acces la cărți. Și atunci era biserica, era de partea statului. Acum ai o întreagă clasă de intelectuali care cântă ONG-iști. Care îi cântă în strună statului. Doamne, statul sau îl critică constructiv. Doamne, trebuie să scădem nivelul de corupție, hoții să scadă. Sunt tot de persoane și critici. Nu știu dacă... Bine, unele pot spune că mai sunt de politici, mai fiind alfabetizate ONG-urile astea. Avem politicile europene, de ce nu le importăm odată să ne civilizăm? Dar multe sunt, rămân de persoane. Trump e rău, știi? Aha. Trump e rău și trebuie să vină... Uite, nu știu, există triunghiul Bermudelor... Care e... Există. E doar o ipoteză. Există? Există, dar nu știm dacă chiar se întâmplă. Zic că există, dar ce îi se există. Atribuie, alea sunt povești. Uite, știm... Deci hai să zicem, știm că
Există, Triunghiul Bermudelor, da. Dar nu cred că există un moment în care statul să fi zis nu avem intelectuali. Vrem să facem o propagandă. Nu avem intelectuali. Nu e niciunul care să vrea să facă această propagandă. Știi? Niciodată n-a existat asta. Acest deficit structural, știi? Tot timpul a fost plin. Interesant este așa că acest deficit de intelectuali n-a apărut nici înainte ca statul să se ocupe cu educația și cu siguranță nici după. Dar nici înainte. Da, pentru că aveai biserici, aveai... Și oricum, na, impresia asta depreciativă folosită de libertarie la adresa intelectualului, este intelectual de curte. Intelectualii trebuiau la o curte, știi? Da. Și nu s-au schimbat lucrurile. Nu s-au schimbat. Bun, e de... Chiar și ăștia din presă trăiesc pe la curte, știi? Bă, evident, na, cum să nu... Vlad Mițic, Mircea Marian, nu mai vorbim, da? Tolontan. Bun. Aș mai zice un lucru, l-ai spus tu mai de mult și poate merită adus aminte din nou aici, că se face foarte mare tevatură în jurul taxării, a, cum îi spunea, conformării voluntare, da? Că de fapt taxele în sine reprezintă doar un preț pentru că lumea le plătește voluntar, adică se conformează. Și lăsând la o parte durerea de cap intensă care începe atunci când auzi argumentul ăsta, hai să vedem ce zice în carte vis-a-vis de chestia asta. Și uite, un citat de la Spooner îmi spune că dacă e adevărat că teoria Constituției Statelor Unite ale Americii presupune că taxele în sine sunt plătite voluntar și că guvernul e ca un fel de companie de asigurări, ca o cooperativă de asigurări în care oamenii au intrat în mod voluntar unul cu celălalt, adică ar fi premiza din spatele contractului social. Bineînțeles, primul punct pe ordinea de zi este că toți aceia care au semnat declarația de independență sunt morți. Și dacă mai țineți minte episodul precedent, Rothbard cel puțin e de părere că obligațiile contractuale în care intră oamenii morți nu îi obligă pe copiii acestora. Da? Asta odată, ca să nu mai vorbim de faptul că copiii în sine ar putea să intre în alte obligații contractuale. Dar mă rog, nu știm, nu cunoaștem contractul social, nu l-am semnat. Dar am minte văzut. Da, dacă ai avea contractul social pe internet... Putem să discutăm și noi. Uitați, ce scrie la punctul 6? Păi crește abonamentul cu $1 luna asta. Da. Pe Wikipedia sau pe contract cratimosocial.ro. Ca să-l putem consulta cu toți. Așa, împărțit cum e la Constituție. Aoleu, le-am dat ideea acum. Da? .ro, să fie acolo împărțit, să vedem. Nu, să vedem ce presupune măcar, dacă tot. Uite și ăsta poate fi la Rothbard tot un argument... care ține de sensibilitatea asta de contract social, să nu meargă voința lor dincolo, știi, de viață. Se ferea de chestia asta. Da. Spuner cum îl formulează, că e valabil doar pentru ei, nu știu despre ceilalți. Spuner zice că în fapt nu e nici măcar atât. Adică nu e nici măcar un... Nu, el zice, guvernul... chiar dacă l-ar fi semnat... doar pentru ei ar fi valabil, nu ne angajează și pe noi, știi? Da, dar el spune că nici măcar ei nu l-au semnat, adică da, zice că de fapt guvernul e complet diferit de viziunea asta idilică, e ca un hoț la drumul mare, un hoț de cale la drumul mare, care un jefuitor care vine și îți ia bani pentru că așa are el chef, după care îți spune nu, că te-am ajutat, da. Haios la Rothbard aici zice că tâlharul măcar este mult mai domn, te jefuiește și te lasă în pace. Da. Când ăsta se ține după tine, zice, vai... Și nu doar asta, el se vede ca vinovat, tâlharul. Da. Nu spune Fugie. Că ți-am făcut un bine, el știe că ți-a făcut un rău. Deci una e, n-ai relație hegemonică, nu te chinuie pe viață, de fapt. E o chestie hit and run. Și nu spune că e bine ce faci, ori statul spune că e bine, taxele sunt bune. Da, și o altă idee era asta că, de fapt, faptul că avem conformare voluntară, o vedem din faptul că lumea își plătește taxele.
Și nu... O contradicție. Dacă ar fi voluntară, n-ar trebui... Am discutat episodul trecut despre asta. Ideea preferinței demonstrate, că ăsta e sensul acestui argument. Că o preferință demonstrată. Dacă te-ai dus la ANAF, de ce te-ai dus? Demonstra preferința pe schimbul ăsta taxe versus ce-ți dă statul. Or, argumentul lui Rothbard e că în contexte agresive nu pot spune că e o preferință voluntară. Dacă asta pot spune doar într-un tip de schimb piață, că tu chiar ai vrut portocalele alea. Poate ai făcut-o de frică. Cel mai probabil ăsta e și argumentul. Oamenii plătesc taxe de frică. Când ies patroni ăștia cu îmbunătățirea colectării și cu nu știu ce, e clar că sunt niște ipocriți. Dacă ar avea posibilitatea, n-ar da niciun franc, știi? Majoritatea. Voi avea, nu știu, niște naivi, niște... Dar marea majoritate n-ar da. Zuckerberg n-ar da banul ăsta dacă... Miliardele alea ar prefera să-i rămână, deci nu... Sau atâta vreme cât statul are puterea de reglementare, iar da, dar ca o formă de mită, ca statul să reglementeze, nu știu, concurența lui, să scape de concurență. Da, poate fi și asta. Poate fi și asta. Uite că el a reușit pe piață. Practic ar cumpăra servicii. Da. Ar plăti... Ar fi mită agresivă. Da, o să discutăm și despre mita defensivă și agresivă un pic mai încolo. Înainte de asta, zice așa că statul ajunge la următoarea concluzie că poate fi definit ca o organizație care posedă ori una, ori amândouă, de obicei aproape amândouă, din următoarele caracteristici. A. Își obține veniturile prin coerciție taxare și B. Ajunge la un monopol obligatoriu asupra forței și asupra ultimei decizii, a luării puterii de ultimă decizie pe un anumit teritoriu sau zonă. Și ambele aceste activități, oricare dintre ele, cu siguranță amândouă la un loc cu atât mai mult, constituie o agresiune criminală și o deposedare a drepturilor de proprietate legitimă a subiecților săi. Practic, stăteam eu de vorbă mai de mult cu cineva și îi spuneam în felul următor, că sistemele în sine pot fi privite în două feluri, în funcție de cum se raportează la individ. Ai un sistem individualist în care individul este suveran pe ceea ce îi se întâmplă lui, da, e în centru problemei, la el se lasă acest drept de ultimă decizie, de dispunere a proprietăților sale, sau sunt celelalte, da, A și non-A, celelalte care nu prezintă individul ca un suveran și dacă individul nu este un suveran, nu poate să fie decât supus unui alt concept de suveranitate, care poate să fie statul, colectivitatea, tribu, orice ar fi, și dreptul de ultimă decizie asupra bunurilor și proprietăților individului de data asta va zace cu acest concept. Le-am numit genul ăsta de sisteme colectiviste, da? Statul în sine, în felul în care îl înțelegem astăzi, e unul dintre aceste sisteme. Dacă sună ciudat, pentru ce ai descris tu acum, este pentru că seamănă foarte mult cu sistemul gândacilor din Ender's Game, de a vorbit episodul trecut. De așa acolo ai niște indivizi. Astea sunt niște chestii de PR, popor, solidaritate, dreptate, justiție socială, reprezentare. O să repez la nesfârșit, ca să zic așa. Și acolo ai niște indivizi suverani. Ciolacu. Nu știu cine. Este indivizii suverani. Ca să folosesc limbajul marxiștilor, nu e decât o mască, deci chestia asta socială și piarismele astea, nu sunt decât o mască pentru puterea altor indivizi. Bine, s-ar... Iar indivizia suverani sunt nelegitim. Asta e diferența de primul scenariu. Deci un scenariu cu indivizi legitim, cu suveranitate legitimă, și una cu indivizi cu suveranitate nelegitimă. Putin n-are suveranitate legitimă. Da, urma nelegitimității de unde vine? Din faptul că nu este anonim reprezentat acolo. Dacă toată lumea, repet,
toată lumea. Adică unanimitate. Ar vrea ca, exact, da, ar vrea ca Putin să fie conducătorul Rusiei. Nu mai avem nicio problemă. Da? Toți rușii care vor pe Putin să fie conducător, să le fie conducător Putin. Perfect. Nu e nicio problemă. Atâta vreme însă cât în Rusia se ia cu arcanul la armată. Și atunci nu cred că s-ar vinde în sclavie către Putin, ar putea, deci să zicem că în unanimitate, toată populația îl vrea pe Putin. La un moment dat, unii o să răzgândească. Și ar avea dreptul să răzgândească că nu s-au vândut. Da. Taxare, știi, pe taxare nu ai... Deci dacă ai consimțământul oamenilor, că asta e diferența între o agresiune, o non-agresiune, un schimb pașnic, consimțământul. Dacă cineva vrea să plătească taxe și astea și într-adevăr vede relația cu statul ca una de preț, taxele sunt un preț pentru niște servicii de apărare, da, nu mai e o agresiune. Dacă oamenii vor în mod voluntar ca doar armata română să ne protejeze de străini, nu mai e o agresiune. Problema actuală e că pentru o societate liberă, dacă vine în Brazilia care vând servicii de armată, n-are nimeni nicio problemă, știi? Că se pun aici că oferă astfel de servicii. Au venit niște bulgari o armată, așa cum n-au o problemă că vine un hipermarket din Germania. În timp ce acum nu, n-ai voie. Statul e unic, asta înseamnă unic monopolist, unic producător de apărare pe un teritoriu, unic producător de tribunale pe un teritoriu, unic producător de ambulanțe. Poliție, de, da. Da. Ambulanțe, ai voie, nu? Privat. Ai voie, bine, dar acolo, super reglementate, da, plătite, da, din... Mă rog, dar da. Deci cum ai spune că e monopol sau nu mai? Este, nu? El decide... Da. La nivelul crucial e monopol. E ca la producția de apărare din state, știi? Dacă statul decide... De criteriile ultime, ai spune că este de capul lor acolo. O să vând eu să-mi fac o firmă de apărare? Nu. Ba, Statele Unite s-ar putea atâta vreme cât ești dispus să asculți de stat. Păi asta era. Asta e ideea, da. Da. Bun, și ca orice monopol, ca să luăm în considerare și argumentul economic un pic, da? Ca orice monopol, serviciile astea pe care ți le dă statul, oricum sunt proaste, că el e monopol, sunt proaste și scumpe. Proaste și scumpe. De ce? Păi e monopol. Ce știm noi de la școală că faci monopolul? Îți dă servicii proaste și scumpe. De ce? Că dar n-are repede competiție. Dar repede. Între repede, bine și ieftin, de obicei trebuie să alegi două. Aici, da, aici monopol nu mai poți aici să alegi. Aici statul reușește să rupă complet triunghiul pentru ăla. Că nu ai, nu, pentru că nu îți mai permite alegerea. Nu, păi pentru că triunghiul ăla, da, se aplică doar în contextul, într-un context de piață, într-un context el privat. E deja acolo, e ca broasca aia țestoasă, era deja ajuns la destinație. Trebuie să te gândești așa omenește, că n-ai un cuvânt de spus, tendința serviciului va fi să fie mai bună. Când tu ai un cuvânt de spus asupra abonamentului Digi, tendința serviciului va fi să fie mai bună. Da. Dacă nu ai niciun cuvânt de spus, uh-huh, să zicem că ăsta e contact, domne, tu n-ai niciun cuvânt de spus, tendința va fi să fie mai proastă. Și faptul că poți să te muți la altul înseamnă un cuvânt de spus. La stat nu există faliment, deci armata română nu poate da faliment. Nu există așa ceva. Nu mai zic, oamenii nu-și pot imagina niciun spital, cum să des. Bine, am vorbit noi episodul trecut că libertarian nimeni n-ar trebui să dea faliment. Da, da, oricum, ideea este, pe care o susține Costel aici, este exact asta, faptul că armata română îți livrează un serviciu fără să aibă vreun motiv de a-ți livra un serviciu de calitate. În următorii parametri: preț, timp calitate. Și da, calitatea efectivă. O consignație se închide. Tribunalele românești nu se închide. Deci e un factor foarte puternic de presiune. Argumentul stimulant. Dacă îți vin banii de gata, nu te agiți la fel de mult ca atunci când poți să și mori. Se poate închide. Păi și nu rămânem fără apărare? Nu, vin alții, știi.
Și când începe Rothbard să vorbească despre contradicțiile inerente oricărui stat, da, disonanțele alea cognitive de care tot vorbim noi câteodată, începe cu motoul popular că nimic nu e mai sigur pe lumea asta decât moartea și taxele. Și el zice, moartea da, dar taxele nu văd de ce. Da, și chestia asta se trage din sute de ani de obișnuire exact, a populației. Este greșeala naturalistă pe care a spus-o Hostel, faptul că dacă ai avut stat care a taxat atâta vreme, cumva începi să crezi că nu mai există, frate, nu se mai poate fără. Da? Dacă cumva dați peste acest videoclip în anul 2400, da, și de ultimele 200 de ani copiii s-au dus la școală de la vârsta de 6 luni, să știți că pe vremea noastră învățau să meargă și fără profesor. Anul de stat epidiocracy, știi? Aia să fie mai varză. Nu e deloc imposibil. Mi-e teamă că nu e deloc imposibil. Ea din 3000 să fie praf, știi? Ce am avut noi în secolul 20 a fost o sclipire, știi, de ei. Mai învață oamenii, mai învață. Uite, sclavia a durat. Pe de altă parte, na, comparând cu idealul ăsta libertarian, motive de mână. De e prea mare, nu prea. Într-o fază, tot vorbeau marxiștii, de etape istorice, știi? Ești într-o fază cam primitivă, știi? Avem roboți, dai dracu, că nu e mare chestie. Bun, și dacă vorbim de așa de primitivism, Rothbard zice, păi hai să presupunem că facem tabula rasa, da? Și ne nimerim pe planetă, un număr mare de oameni se nimerește pe planetă la un moment dat și încep să negocieze ce aranjamente sociale își fac cu care să trăiască. Și vine cineva și zice, știți ce? Ia dați voi toate armele astea și le dăm familiei Ionescu cu tare, da? Să zicem, da, uite, Ionescu, da? Eu aș zice Hohenzoller, da? Familiei Hohenzoller, ca să fie cât mai clar posibil. Dăm lor, pe ei lăsăm cu arme și noi toți luăm armele și le dăm lor. Ei se ocupă să ne apere pe noi de tot felul de chestii. Adică dacă cumva, uite, dacă cumva ne certăm, eu și cu Costel, păi da, de ce să ne certăm cu pistoalele? Hai mai bine ne îmbrâncim un pic, ne înjurăm, nu știu ce, și vine unul de la familia Hohenzollern și ne desparte, ne pune pe amândoi să stăm într-o cameră cu genunchii pe nuci până ne trece. Da? Și în felul ăsta nu moare, că dacă am avea pistoale, eu și Costel ne luăm la ceartă și ne împușcăm. Da? Da? Și moare paladează, unul dintre noi. Paladează conflictul. Exact. Exact. Uite, argumentul contra, văd că și Rothbard folosește ca și humor, sau mai degrabă invers, scenarii de-astea în care încearcă să te trezească la realitate, știi? Dacă ar veni un extraterestru și vede, nu știu ce, știi, să facă să vezi altfel, știi, chestia asta. Ce vreau să zic? Am uitat. Că n-ai apucat să spui. Am vrut să ilustrez ceva, dar... Păi să zici că... A, bă, mi-am adus aminte. Note, las-o. Zi-o. Un argument împotriva la scenariul ăsta, știi, de fiscă vină ea și nu știu, e că statul a livrat, avem deja o tradiție care statul a livrat, știi, apărare. Nu e că ăla nou care zice, vali, ok, hai că vă oferi o apărare. Nu, noi avem mii de ani în care statul a livrat. Așa. A confirmat. Așa. De-aia avem încredere în el față de unul care zice, hai că vă oferi eu acum apărare. O oferi, nu oferi, nu știu. Păi da, dar ideea e că și pentru stat a fost un moment zero. De asta am și zis, hai să fie familia de Hohenzoller, na? Că a avut strămoși care au livrat. Păi da, dar nu mai sunt așa de... Înfrant argument. Păi nu, că dacă întreba... au livrat, dacă ăla era este... din NATO, așa, ăla care oferea, avea deja o tradiție, da, de ce nu? Păi hai să te întreb așa, cine ne-ar apăra, cum se întreabă și Rothbard de altfel, cine ar apăra după aia de dorințele familiei Hohenzoller? Dacă ei au arme și noi nu. Cine ne-ar apăra? Asta e un argument pro anarhocapitalism, că avea mai mulți centri și așa se generează ordinea față de un stat. Un stat a întors armele împotriva ta, nu prea mai aici. Ce faci? Întotdeauna e și un episod din... De-aia trebuie să poți să divorțezi.
E și un episod din Star Trek, cine urmărește pe Guardian, Who Watches the Watchers. Întrebarea clasic, da? Cum era în latinește, Custodes. Ipsos Custodes. Exact. Asta e toată problema. Secesionism, uite, deci vorbim despre secesionism. Răspunsul conservator clasic este, păi, te apără teoria guvernării limitate. Punem o constituție și, domne, statul intră în regulile acelei constituții și nu mai crește. Răspunsul libertarian, am mai vorbit noi odată. Am mai vorbit noi odată despre libertarian și aici o să parafrazez răspunsul. Eu să zic, în afară de America? Era gluma aia că ce a făcut libertarianismul pe lume? America. Dar acum pot să răspund și eu, știi, adică răspundeai în afară de America, ce am mai făcut liberare, așa pot să răspund și eu. Păi te conservatorii... Îi aplici statului o constituție și nu mai crește. În afară de America, vrei să spui? Conservatorii nu realizează, nu știu câți ar fi mers după Jefferson, că era o chestie nouă, o chestie fără tradiție, era foarte greu să-l fi urmat, că n-avea o tradiție a libertății în spate, că e ușor să zici pentru că s-a verificat, s-a văzut că, na, față de alții. Și da, uite, Constituția nu a protejat. N-a livrat Constituția. Viziunea, zice Rothbard aici, că viziunea lor asupra unui guvern limitat este de obicei un ideal, un guvern idealizat care stă undeva deasupra situației, nu ia decizii ca un arbitru. Dar întrebarea este de ce ar fi așa? De ce ar fi guvernul așa? Adică faptul că ai o putere căreia nu îi se poate opune nimic altceva, că în fond asta este stat, dar atunci când îi spui, când el folosește aici unchecked power, da? Asta înseamnă putere fără opoziție, o putere debalansată, să spunem, da? Unică. Atunci cu siguranță că statul... Nereglementată. Da. Atunci cu siguranță că statul și prin asta conducătorii statului, că de fapt să ne aducem aminte că aici e un canal libertarian, nu există concepte abstracte, există doar oameni, da? Atunci când spui statul, de fapt te referi la clasa conducătoare, la oamenii care se folosesc de vehiculul stat pentru propria lor îmbogățire, da? Sau bunăstare, binestare, cum vrei să spunem. Da, mă rog, așa. Normal că își vor folosi această putere fără pereche ca să își expandeze pe cât posibil avantajele. Ideea că nu ai mecanisme prin care să asiguri acest scop. Vreau, nu știu, egalitate în bogăție. Ok, și cum ajungem la egalitatea în bogăție? Să nu ajungem naibii la egalitate în sărăcie, știi? Trebuie să dai niște mecanisme prin care libertarienii oferă aceste mecanisme. Piața este un astfel de mecanism. Cineva poate întreba, dar cine custode pe aia din agențiile de protecție? Poate și aia o iau razna, știi? Alte agenții de protecție. Faptul că pot pleca oamenii, clienții. Deci astea sunt două forțe foarte puternice. Practic clienții. Prin care îți asigură echilibru. Dincolo n-ai echilibru. Bine, zici că ai presiunile culturale ale votanților, că un stat nu poate face chiar orice, știi? Uite că și sensibilitățile astea se pot... se pot mișca. Bine, asta pot spune că și în libertarianii se pot schimba. Dar ideea e că, na, ăștia îți dau un mecanism, știi? Te apără alte agenții, te apără... Deci de cele mai multe ori, cerința este cine o să se ocupe. Dar responsabilitatea, în primul rând, a vieții fiecăruia, deci în subsidiara libertății fiecăruia, este a fiecăruia. Dacă tu angajezi niște meseriași să construiască ceva, cine o să-i controleze pe meseriașii aia? Alți meseriași? Da, dar așa te duci turtles all the way down. Mm-hmm. Da? La un moment dat trebuie să știi ce să ceri și să verifici că se întâmplă chestia aia. Egal că angajezi unul care te învață ce să ceri sau e lângă tine, dar e... Acest nou angajat este responsabilitatea ta, nu te bazezi pe dar ce o să mi se dea, ce o să-mi dea piața, ce o să-mi dea statul.
Da, uneori sunt chestii de-astea fundamentale la care unii țin, pare că nu toți, și trebuie să te ocupi de ele. Trebuie să-ți bați capul un pic, să faci un efort pentru ideea libertatea aia. Ideea e că ai o voce pentru acolo. Viața. Ai o voce, dincolo la stat nu ai voce. Exact. Dacă tu ești de mulțumit de tribunale, să zicem, nu-mi plac tribunale pentru că durează mult procesele. Un divorț durează nu știu cât, costă nu știu cât, știi? Nu te poți duce așa cum te muți de la un hipermarket la altul. Nu există amenințarea asta a clientului. Nu, ai un singur hipermarket și o alimentare comunistă, asta înseamnă un tribunal de stat. La noi, na, avem chestia asta cu țările ca afară, știi? Taxele sunt furt, doar dacă... Nu e ca afară. Afară nu sunt furt. Afară nu sunt furt pentru că ea îți dau căi ferate și autostrăzi, știi? La noi sunt furt, ăștia nu-ți dau nici căi ferate, nici autostrăzi. Da, păi e cumva, cum să spun, te gândești la teoria transferului de episodul trecut, da? Cumva taxele la noi sunt furt pentru că nu primești înapoi, dar ce se uită din toată discuția asta este că lipsește agreement-ul ăla de la început, da? Noi nu ne-am pus de acord că îți dăm banii ăștia tu, statule, nu, tu ai venit și mi-ai luat. Ele sunt furt chiar dacă livrează în protecție. Agenția aia mafiotă pentru poate că nu, chiar să ofere protecție. Pentru că nu e acel agreement, știi? Da, nu există acord. Deci îi pot livra, nu mai intră nici dracu. Dacă știi că e protejată de Cosa Nostra, nu se bagă lumea chiar. Dar ideea e că tu n-ai vrut, tu ca proprietar de consignații, nu vrei acest schimb, știi? Ca să țin exemplu de adineori, e ca și cum ar veni niște meseriași, ar face un depozit, cum se cheamă, un shack. Așa. Îți faci o cocioabă, o dărăpănătură, o prostie, după aia îți cer banii. Și ți iau. Păi, ți-am livrat. Îți trebuia o casă. Tu nu știi că îți trebuie o casă. Îți trebuia o casă. Uite, acum poți să stai. Păi, unul nu voiam. Sau dacă o voiam, voiam să fie mai mare, mai mică, mai albă, mai treaba noastră. Deci, nu, de obicei ne gândim, vai, mafioții aia, nu, poate să fie chiar și oameni care au și făcut ceva, dar nu e, tu n-ai cerut lucrul ăla. Uite că tot am vorbit de teoria transferului, aici există doar transferul, te trezești cu transfer, există. Dar nu există partea de înțelegere inițială. Există, ca să înțelegem similitudinile cu ceea ce povestea și la Alex mai devreme. Există următoarea, cum îi spune, șarlatanie, care se practică în orașele mari europene, de către africani. În general, așa, în Paris se întâmplă chestia asta, vine la tine și îți pune o brățară pe mână. Îți ia și îți pune o brățară pe mână, o brățară lucrată frumos, uite, îți o pun pe mână, nu știu ce, dă-mi 10 euro. Păi de ce? Pe brățară. Păi da, nu vreau, păi da, o ai pe mână. Adică ai luat-o, deja e pe mână, știi? Sau ți-o dă în mână, de exemplu, să te uiți la ea. Și la fel, același lucru. Se practică nu numai de... Deci nu e vorba numai de Africa, am înțeles că se practică și în Japonia, acolo nu e cu brățări, e cu poze. Uite, eu fac niște poze artistice, fac așa, uite, ia, să-ți arăt aceste poze pe care eu le fac, sunt minunate și tu pui mâna pe ele și el nu mai vrea să o mai ia înapoi. Da, zice, dăm banii pe ea. Păi de ce? Păi mi-ai luat-o. Păi unde am vorbit de chestia asta? Și dacă recunoașteți că acest lucru este o șarlatanie, gândiți-vă și la cum face statul lucrurile. Dacă cineva o să folosească contraargumentul că dar trebuie să ne înțelegem toți, trebuie să avem un standard, trebuie să avem o coerență, noi o să răspundem, eu o să răspund că da, ai o provocare de coordonare la nivel de complexitate mare, dar nu justifică tâlhăria, agresiunea. E doar o problemă complicată, poate, de management. Un alt principiu, tot așa, din nebunile statului, dar din contradicțiile inerente ale statului, mă rog, ele sunt de fapt contradicții inerente statului minimal, că
Cam asta e ideea. E principiul ăsta de taxare neutră. Dacă ar exista o taxă minimă care să acopere numai serviciile și să fie și la cumva și din prețul pieții și să facă și să dragă așa, avem o taxare, ar putea să o numim o taxare neutră, un nivel minim al taxării pe care să zicem că lumea nu l-ar simți așa de mult, era, nu zic 10%, ăia 2%, da, cumva... 5% nu e furt, 5% nu e furt. Da, da, ok, perfect, da. Cumva Imperiul Roman mergea cu 2% la, și de, când deja era în declin. Bun. Deci barbarii aveau... Și vine... Nivel barbar al taxării. Dacă barbarii vedeau câte TVA-au azi... Făceau cruce. Și problema este că în interiorul conceptului de taxare, așa cum e el definit, nu poți să ai ideea de taxare neutră. De ce? Pentru că taxarea îți împarte populația în două. În consumatori de taxe și plătitori de taxe, orice ar fi. Că dacă nu ți împarte așa, nu mai e taxare. Dacă eu, deci neutru, ce ar însemna o taxare neutră? Ar însemna ca eu să dau 5 lei la stat și să iau 5 lei de la stat. Și atunci e neutră. Dar dacă nu e așa... Sau ai, nu, ar fi neutră că dacă ai lua valoare de... Deci e ca și cum nimeni nu face pâine, numai statul e în stare să facă pâine, tu dai 5 lei și primești pâine de 5 lei. Și atunci, într-un fel, e ok. Nu, că dacă nimeni n-ar fi în stare să facă pâine, dar chiar prin absurd nimeni n-ar fi în stare să facă pâine, atunci aia ar valora mult mai mult decât 5 lei. Da. Da? Deci, de obicei, felul în care e funcțională ideea asta este că nu ia în calcul faptul că statul ia nenorocit pe toți ceilalți brutari. Tocmai ai spus o chestie foarte tare. Deci, când oamenii zic că statul face lucruri pe care nu le-ar face piața, înseamnă că prețul pe care îl cere statul nu e corect. Ori e prea mare, ori e prea mic. Nu e preț. Asta e ideea, că nu e preț. Pentru că nu e preț, da. Pentru că nu e preț. Poate de aia dau faliment statele. Argumentul ar fi că taxarea nu e uniformă, știi, nu e neutră. Întotdeauna exact. Ai două clase, aia... Aia care sunt consumatori și aia care sunt plătitori. Și evident și că au... Un viol nu este neutru, știi, ai o victimă și un agresor, știi. La fel ai și la taxare. Eu mă gândeam dacă matematic poți avea... Pe cine se pricepe... Să n-ai diferență. Adică ei care au fost agresori, care au taxat, să fie la fel de să n-ai beneficiari neți. Atâta vreme cât ai... Să poate să ai numai stricăciuni, da. Nu, asta este... Nu se poate să ai numai stricăciuni. Atâta vreme... Ele se acoperă, știi, se acoperă. Atâta vreme cât există bugetari... Da, dar pot spune că și ei devin victime, uite, când iese din... A, zici că stau pe viață. Păi da, dar nu sunt... Ideea e că nu e aceeași proporție. Dacă, cum să spun, dacă lui Alex îi tai o mână și ție stai o mână și un picior, da, o să fiți amândoi handicapați, dar asta nu înseamnă că unul dintre voi nu o duce mai rău. Da, da, nu înseamnă că cineva o duce mai bine. Ideea e că nu mai aveai plătitori neți, consumatori neți de taxe, se echilibrau, știi? Un argument anti ar fi că skillurile astea predative sunt diferite, știi? Fiind să fie concentrate într-un... Nu pot să se echilibreze. Asta încerc să spun, că atâta vreme cât veniturile unora sunt strict din taxe, ei nu vor fi... Birocrații pe viață. Vor fi consumatori neți tot timpul. Un politician care are niște firme și să zicem, ar fărea că ceilalți politicieni... Știi? Maybe. Un birocrat care vă zici că a trăit toată viața... E o analiză foarte complicată dacă mă iei să o facem pe termen lung. Și spun de ce, pentru că implică și inflația de valorizare, inflația care îi fute pe toți. Și... Dar să nu intrăm în nici aceea, nu pe toți, știi? Pentru că e research. Că unii, unii beneficiază și de pe urmă, da. Da, scenariul cel mai intuitiv ăsta care s-a reunchi, într-adevăr, unii profită de alții. Eu mă gândeam și la skill-urile predative inegal distribuite. Mi s-a mai furat. Pur și simplu. Iar ea vor tinde să fie consumatori.
Bun, și un alt lucru care se presupune că ar putea să limiteze statul pe termen lung este Curtea Constituțională. Dom'le, vine Curtea Constituțională a Statelor Unite și are grijă să se respecte legea Constituției, adică Curtea Constituțională care e aleasă de politic. Ca limitat odată prin 30. Asta are Hayek în Constituția Libertății, nu a zis la mișto, îți dai Simplu o dată prin 30-a. Nici măcar, ăla e dat... L-a blocat puțin. Exact, asta zic, că ăla a fost ultimul moment în care a mai zis ceva, cred că după aia Roosevelt a zis, a da? Nimica, vă extind. Și atunci, dintr-o dată, s-au deschis gurile potopului. E același argument de stimulant, între, și dacă zice Rothbard aici, că nu sunt plătite... Exact, asta e, că zice că dacă ai un monopol asupra Curții Supreme, care este selectat de același guvern și împuternicit de a lua decizii, pe atunci, pe criterii politice, vor favoriza întotdeauna o interpretare permisivă asupra Constituției. Ceea ce se vede, surpriză, se întâmplă, nu? Living document. Constituția Statelor Unite, da, există această perspectivă că este un document care trăiește, respiră, trebuie să evolueze și el odată cu noi, nu... Bine, asta sună deranjant, poate cel mai bine era să-i zici, dar nu-i living document, să-i zici, hai să faci, am devenit socialist, nu mai sunt liberal, hai să altă Constituție, știi? Dar să nu ai pretenția că asta e Constituția lui Jefferson, că nu e, n-are treabă, nu. Da, dar ei vor să păstreze aura de legitimitate. Poate și cu drepturi pozitive și cu drepturi negative. Da, chiar. E, și un alt loc în care statul în sine, și aici nu orice stat, chiar și cel lezeferiți, da, orice stat, absolut orice stat, în sine este o contradicție în viață, este puterea de a legisla. Faptul că statul are puterea de a legisla, de a da legi, îl pune pe el însuși deasupra legilor pe care le dă. Da? Statul nu își poate... Cum să spun, nu se poate supune propriilor sale legi, adică decât dacă are o dedublare de personalitate sau ceva. Sau va tinde să le facă în favoarea lui, știi? Poate mai mult. Asta e pretenția, că ai puteri în stat. Dă-i toate armele unei instituții și zici, gata, limitează-te, ce i-ai dat tot. Da, deci dacă avem pretenția asta că există puteri în stat care se verifică și contraverifică, checks and balances, măcar sistemul juridic, cred că oamenii ar putea să vadă că nu ar trebui să fie în legătură cu executivul, de exemplu, sau legislativul. Păi cum că legislativul dă legile? Poate n-ar trebui să dea legile legislativul. Da, uite așa, o dăm dintr-una într-alta, dar ideea e că dacă justiția te gândești că e independentă, păi atunci ar trebui să fie plătită independent. În anașul capitalii se întâmplă asta. Da, uite, de exemplu, ai o lege împotriva furtului, ai. Fură statul, fură. Ai o lege, de ce? Pentru că nu e furt, e taxare. Ai o lege împotriva răpirii de persoane, ai. Răpește statul persoane, le răpește. Andrew Tate? Cineva? Nu știu, adică întreb numai, da? Ok. Ai o lege împotriva falsificării banilor? Ai. Falsifică statul bani? Da. Banca Generală, moneda fiat. O discuție întreagă împotriva socialismului monetar acolo sus, da? Bun. Deci, prin natura lui statul își încalcă legile pe care le dă, pentru că le dă oricum automat altor persoane, da? Codul penal, de exemplu, nu se aplică în marea lui parte la agenții statului. Da, sigur, și-a pus el, ca să nu mai vorbim de faptul, că și-au făcut, cum îi spune, parte separată în codul penal, da? Abuz de putere. Da? Deci statul nu poate să fure, să... dea în cap, să omoare, să jefuiască, să așa, dar poate să facă abuz de putere. Ok, deci dublu standard, da.
De unde are puterea aia? Oare de la pretins? Oare el a luat-o cu forța, n-a pretins-o, a primit-o de la cetățeni? Păi, cetățenii au dat-o pe viață, poate să-și ia puterea aia înapoi? Ar trebui să poată să-și ia oricând, să se ducă la judecătorie, să dea o declarație pe proprie răspundere, cum îi stă bine statului român, și să zică, da, eu îmi retrag mandatul dat sistemului cu tare și cu tare, fiecare ce vrea să retragă, să retragă. Să zică, da, de acum încolo mă ocup eu, mulțumesc mult, sănătate, Doamne ajută. E, și o altă contradicție tot așa a lezeferiștilor, care spun așa, deci există ideea de minarhism, da, care presupune un stat limitat doar la acel Night Watchman State, stat limitat doar la armată, justiție și pompieri. Da? Adică în slujba statului ar fi doar aceste trei lucruri. Apărarea, justiția, pompieri. Poliția, mă rog, justiția înseamnă poliția și tribunalele și pompieri. Da? Bun. Implicit în această discuție, da, pentru că atunci când spunem armata, justiția și spunem de fapt, noi spunem de fapt așa, spunem că statul trebuie să se limiteze la protecția cetățenilor și atât. Asta e principiul din spate, protecția cetățenilor. Perfect. Nu reglementarea, nu... Și, da, nu toate astea. Ok. Și problema este că până și aici, în acest concept, ai o contradicție de termeni. De ce? Câtă protecție? Supra ce? Nivel? Eu ce cred domeniu? Că asta, contradicția e că nu te fură. Asta e contradicția. Nu. Ideea e câtă. Ideea e că nu poți să spui câtă. Câtă protecție, câtă armată, câți pompieri, câți polițiști, câte tribunale, un polițist la un om câți e de ajuns voi. Când e de ajuns. Asta e ideea. Că noi spunem, păi da, unul, dar de ce unul? Poate să fie doi polițiști la un om, poate să fie trei, poate să fie zece. Da? Și mai mult, pe un teritoriu, da? Acest stat limitat, minarhist, este și el instituit pe un teritoriu. Cât teritoriu? Poate să trezească cineva mâine să plece de pe să zică, noi nu mai vrem, mulțumim, la revedere. Sau trebuie să fie mai mult teritoriu, că altfel nu merge apărarea, da, apărarea strategică. Uite, israelienii au nevoie de înălțimile Golan ca să poată să se apere de rachete trimise din Siria. Da? Între altele, da? Nu erau ale lor, acum sunt ale lor. Da? Cât teritoriu? Poți să te aperi? De exemplu, spunea Costel mai de mult că Dunărea. Dunărea apără pe români. Nu? Trebuie să dăm Dobrogea înapoi la bulgari? Nu, eu la asta mă gândeam prima oară. Asta ar fi contradicția, că el te agresează, nu te apără. Sau te și apără, dar să ai în vedere și asta, că asta ar fi contradicția. Nu te apără într-o totul din moment ce îți fură banii, știi? Într-o societate liberă nu se întâmplă așa ceva. Reacție, e o tranzacție voluntară, știi? Dai niște bani și primi niște servicii de apărare. Ăla nu te fură firma aia de apărare, așa cum nu te fură o firmă de pufulești. Nu, e un schimb voluntar. Ai statul, te fură, știi? Te fură. E, și mai discută tot aici despre dreptul la secesiune. Dacă recunoaștem că o halcă de pământ are voie să se rupă de altă halcă de pământ sau să își proclame independența, nu? Că teoretic nașterea Statelor Unite așa s-a născut, da? Putem spune și că nașterea României, mă rog, cel puțin moderne, a stat modern, tot la fel s-a născut, da? Proclamându-ne independența, câștigând un război, whatever, bun. Dacă suntem de acord cu aceste concepte, păi conceptul de secesiune în sine, de ce ne oprim la halcă de pământ? De ce nu poate un individ să se retragă, să se secesioneze? Inclusiv ungurii? Inclusiv ungurii. Gata, nu se mai uită. Am pierdut audiența. Dreapta românească. Da. Proprietarii? Da, uite, poate să fie uite asta turci, înseamnă consecvență. Români. Dacă aplauzi Brexit-ul, se poate să aplauzi Brexit-ul să fie împotriva secesiunii ungurilor sau
ăla din Catalunia. Dacă ești principial și admiți importanța fragmentării, descentralizării, trebuie să o admiți și acolo. Bine, partea perversă oamenii nu prea fac asta niciodată. Ce a făcut statul este că a amestecat foarte mult lucrurile și mai e clar, acolo sunt doar proprietari catalunezi. Catalani. Sunt doar proprietari sau sunt și spanioli? Păi, atunci tocmai îi lași să se pare în spaniol și cu catalani și îi lași în pace sau dacă vor să aibă relații între ei, o să-și reglementeze și o să-și angajeze organizarea relațiilor dintre ei. Da, e o problemă cu asta, că uite, sau cu Texas versus USA. Da, e aceeași chestie. Pe libertarii merg, americani merg mult. Adică s-ar putea... National divorce. Domne, nu ne înțelegem, n-are sens mai continua. Nu s-ar putea uite, să n-aibă... Un conservator n-are privit cu simpatie. S-ar putea să n-aibă coerență dacă nu o duci până la nivel de proprietar. Pentru că, adică, ok, ca principiu poți să te gândești la zone... proprietari care se separă. Dar nu, ăsta e libertarianismul secesional. Exact, nu, dar când apar conflicte, zici, a, păi de fapt trebuie să permitem și să susținem secesiunea mai jos, ca să nu mai fie conflicte. Fiecare să fie... Și asta ți-a rezolva, ce am mai vorbit noi, asta ți-a rezolva și toată discuția între ruși și ucraineni în zonele astea unde se ceartă acum. Păi acolo erau niște proprietari. Iau să trăiască împreună. Fiecare cu proprietatea lui, unul punea porumb, unul punea greu treaba lui. De fapt, problema din spatele tuturor poveștilor ăstora, inclusiv la referendumul cu Catalunia, inclusiv la povestea din Ucraina de acum, nu este că proprietarii acolo nu s-ar înțelege, că poate dacă ar fi lăsați în pace, s-ar înțelege. De altfel, în Catalunia se înțeleg spaniolii cu catalanii fără nicio problemă. Ei noștri să înțeleg. Vorbesc spaniolă, da? Să înțeleg. Așa. Dar ideea este că... Stai așa că n-ai voie pe masă, muță. Așa. Dar ideea este că problema în sine e alimentată de faptul că vin unii, da? Care vor să-i taxeze și pe unii și pe ceilalți în virtutea faptului că rezidă acolo. De aici e problema, că de fapt cearta vine de la centru, pe bani, pe cine are dreptul să tundă oile alea. Noi taxe de la Barcelona, ho, 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 ho. Exact. Și culmea este că până și acum taxele care se iau, deci Catalunia e o regiune autonomă, asta înseamnă că marea majoritate a taxelor care se colectează în regiune rămân în regiune și sunt împărțite în regiune. E poate foarte puțin bani care sunt menținuți la centru. Și acolo sunt bani, nu e Madrid. Bă, sunt ceva. Da. Bun. Și dacă am vorbit despre toate, cum le spune, toate discordanțele inerente idei de stat, mai ales de stat minimal, că despre asta am vorbit, am putea să trecem la următorul capitol și anume cum să ne raportăm din punctul de vedere al relației personale cu statul. Nesupunerea. Rezolvat. Rothbard, nu știu, discută tot felul de cazuri. Una e dacă, să zicem, faci, ai uitat să plătești niște taxe. A fost un accident. Ai tastat greșit sau completat greșit. Trebuie să ai un cutremur de ăsta moral să... Rothbard zice că nu. Trebuie să ai un cutremur moral dacă un host la drumul mare ai ascuns portofelul, ai ascuns mai bine de el, la fel și în relația cu statul. Nu trebuie să ai remușcări. Ai făcut evaziune. De ce? Pentru că statul este o organizație a mijloacelor politice pentru a obține bani. Punct. O organizație criminală
pentru că am vorbit deja, se finanțează prin taxare, prin furt, prin jaf, prin extorsiune, extorcare, da? Cam atât. Păi și tu ce vrei să faci? Păi în primul rând să ții cont de faptul că statul în sine nu poate să posede proprietate justă. Și aici vine discuția, că noi am mai vorbit de tema asta la un moment dat, am spus că dacă statul poate să aibă proprietate justă dacă o primește din donații. Și răspunsul lui Rothbard la chestia asta ar fi, cred, din ce am citit eu în capitolul ăsta, este că oricum statul trebuie să plătească atâtea despăgubiri de azi până mâine, că și dacă ar primi din donații... Mai degrabă, eu am zis asta decât Rothbard, mă rog. Isui. Uite, eu mă gândeam și dacă poate face homesteading, știi? Cine? Ah, tu știi. Nu. De ce nu? O face pe gratis. Homesteading-ul face doar omul. De ce? Instituția juridică stat. Homesteading-ul face doar omul. Niște birocrați greblează. Păi da, zici că ei lucrează la stat, știi? Păi, greblează un teren și fix acum un privat intră. Poți să simplifici așa, ai un privat care angajează niște oameni. Uh-huh. E discuția pe care am mai avut-o. Îi pune să lucreze pentru prima oară niște resurse. Nu? Și atunci ai cine a apropiat? Ăia care chiar au muncit, the means of production, sau proprietarul care a angajat? Da, ai putea dacă Cineva angajează la stat. I-au făcut-o în timpul... Din întâmplare, ăsta ar fi statul care ar apropria. Eu am spus că nu. Păi nu, seamănă cu donația. Am zis că nu. Am spus că dacă tu faci așa, aia nu este o apropiere în numele statului, ci cel mult este o apropiere în numele lor și în contract ar trebui să treacă la final faptul că o donează la... codonează lea. A, tu zici că contracost. Lucrătorii apropiază numele lor. Asta e perspectiva libertariană. La modul noi o lucrăm, dar ți-l donăm ție. Asta e perspectiva lor. Okay, yes. Nu, dar te gândești, ai chestii. Statul poate avea, așa cum are programe de diversitate sau nu știu ce, poate avea un program de homesteading, să zicem. Da, azi greblăm terenul. Tot oamenii greblează în contul lor privat. Da, stai că asta sună socialist. Ei lucrează la stat. Știi? Și? Ce mi-e că lucrează la o firmă, ce mi-e că lucrează la stat. Da, eu am zis că nici firma respectivă nu apropiază în felul ăsta. Gândește-te că ai gaze sub Marea Neagră, neatinse de nimeni, așa. Și ele așteaptă să fie apropiate. Așa, stau gazele și așteaptă. Ca după o masă bună, așa. Da. Și vine niște oameni angajați de cineva, ori de un stat de pe acolo, ori de un stat de mai departe, nu contează, ori de o companie petrolieră, gaze, fieră. Și lucrează la resursele alea. Cine a apropiat resursele alea? Patronul companiei, compania ca entitate juridică sau angajații care s-au dus acolo condiționat? Păi, din punct de vedere libertarian, contează ce scrie în contract. Evident. Dacă în contractul respectiv ai scris că îți cedezi dreptul de apropiere în numele patronului, nu al companiei, în numele patronului, că noi suntem libertarieni, nu credem în răspundere limitată. Apropo de capitolul precedent, episodul precedent. Singura entitate juridică este individul. Exact. Ok. Da, în sensul ăsta. Da. Da? Dacă indivizii aia care patron se duc acolo își cedează dreptul de apropiere către patron la începutul zilei, da? Perfect. Atunci ei cu mâinile lor greblează sapă, ating la bani și ajunge la patron. Da, dar trebuie cedat. Trebuie cedat ex ante, înainte ca el să ajungă conform acolo. Conform contractului. Nu după. După e al lui. Da. Adică trebuie să fie prins în contract de la început. Trebuie să fie în contract. Bun. Poți să doneze după. Și atunci n-ai avea o... Da, dar poate să nu doneze, că aia e problema. Și atunci statul n-ar putea să... Pentru că n-ar exista ca entitate juridică. Exact. Deci statul n-ar putea, dar n-ar putea.
Pentru că nu are conducător. Dar n-ai... Nu are patron. Statul nu are patron. Poporul e patronul statului. Nu, nu. N-avem aga, îmi sare rău. Poporul e sclavul statului de obicei, nu patronul. Mă gândesc că e ca și organizație. Uite, organizație mafiotă poate să facă homesteading. Poate, nu? Da, dar pe persoană fizică. Pe persoană fizică. De ce? Care este? Pentru că homesteading-ul e un drept al omului, nu e un drept al unei organizații abstracte. Chit că sunt mai mulți oameni pe dreptul ăla, împărțite în procente, whatever, dar... Serviciu, lua și plăți. Păi, dacă e sarcină de serviciu, presupui la începutul contractului cedarea dreptului de homesteading pe ziua de astăzi către patron, și atunci da. A, deci la om, la firmă. Deci dai seama cât durere provoacă o asemenea ideatizare? Unde eram oamenii se gândesc, păi alea sunt niște gaze ale noastre. Păi da, dar vezi că fix despre gazele din Marea Neagră, pachetul ăla este deja, cum se zice, folosit din pachetul ăla de gaze, deja folosesc turcii. Dacă românii, statul român se mai gândește mult, ar putea să-l găsească gol. Ok, durează, dar... Da, da, eram la raportarea la relații față de proprietatea statului și era răspunsul, păi, nu poți fur de la stat. Cu o singură excepție, atunci când statul dispune măsuri confiscatorii de proprietate non-fungibilă, ca să traduc, i-au luat geaca lui Alexandru. Înțelegi? Ăla de la fisc a venit și ăla geaca lui Alexandru, da? Eu dacă mă apuc să fur de la stat geaca lui Alexandru, nu e a mea. Dacă fur bani de la stat, fungibili, ai mei, zice Rothbard. Dacă însă fur o bucată drum, sau fur, nu știu, o combină, sau cum era pe vremea lui Ceaușescu, fur niște pilițe de la întreprindere, da? Că întreprinderea era în proprietatea statului. Da? Dar dacă vorbim de ceva ce a confiscat statul de la o persoană privată și se poate face înapoi reconstituirea acestui drept de proprietate privată încălcat de stat, atunci nu. Dacă tu furi de la stat, de fapt, cineva poate să vină să zică îl dă geaca înapoi lui Alexandru, că e a lui. Da. Și am mai avut noi căstel discuțiile astea. Și la piulițele alea cum erau? Ce? Păi piulițele erau ale statului. În fabrică. Piulițele erau ale pe vremea lui Ceaușescu, dar tot ce era la făcut de fabrică era în gestiunea statului. Mă gândesc dacă statul nu ți-a furat nimic. Păi. Gândesc că nu. După vârsta de 2 ore... Sau hai să zicem, nici nu știu, încerc să mă gândesc, cam care e vârsta la care te fură statul prima oară? La 14 ani când îți faci buletin? Eu tind să zic că mai devreme, dar nu-mi dau seama. Deficitul bugetar cu mult înainte de naștere. Despre ăla nu, nici nu vorbim, da. Sunt de acord, că e și ăla real. Deci tu te-ai născut cu câteva mișoare sau... Mă gândeam, da, mă gândeam că el ți-a pus în cârcă o datorie înainte ca tu să te naști, da, dar nu e ca și cum te-a furat acolo, știi? Adică nu știu, doar un fur din viitor. Înțeleg conceptul, dar îmi vine greu să-l recunosc. Dacă tu nu plătești, da, rămâne doar o promisiune că o să plătești. Adică îmi vine greu să privesc ăsta ca pe un furt, în sensul că statul te obligă sau practic se obligă în numele tău, te obligă pe tine în viitor către niște creditori. Asta nu e un contract care poate să fie enforsabil. Că nu l-ai semnat. Adică nu, practic nu a furat banii aia de la tine. El o să te fure atunci când îți ia taxe să plătească datoria. Dar nu astăzi și când spune lumea că îi fură pe nenăscuți, de fapt noi ne gândim la faptul că pentru împrumuturile contractate astăzi statul va trebui să emită obligații sau să poate inflație sau să facă ceva ca să egalizeze și să fure de la toată. Dar dacă oamenii n-ar mai plăti celelalte, de unde s-au împrumutat statul, așa, ar veni după stat. Așa. Păi, n-ar plăti. Poate inflație.
Nu, dacă ar veni după stat, nu, ce face azi? Dacă n-ar mai plăti nimeni într-o zonă, așa, și ar veni creditorii, domnul stat, dați-ne banii. Păi stai că noi nu mai avem stat. Înainte era stat, erau niște oameni care conduceau, au semnat cu ăia, dar noi n-am semnat. Mi se pare că acum câteva săptămâni s-a întâmplat exact asta în SUA și ce se întâmplă? Se mărește plafonul de îndatorare. Te duci la altul care să-ți dea bani. Ah, bravo. Mai găsești, vorba aia, fraier să găsesc, nu? Umblă mama mereu însărcinată cu ei. Eu mă gândeam la discuția lui Rothbard că nu te obligă ăia dinainte că s-au împrumutat câțu și bine, la societatea de vină anarhocapitalistă, ei trebuie să plătească. Nu, niciun caz. Nu plătesc. Nu te obligă, știi? Uite, mă gândeam și la situația în care, ok, te-a furat statul, dar nici tu nu ți-ai ca nesimțit tot felul de chestii de la stat. Mașini de lux, aici, dacă statul te-a furat cu 5.000 de euro, să-ți iei de pe acolo de 100.000 de euro. Da, tu te-a furat cu mai mult de 5.000 de euro. Sau, știi, să stăteam să mă gândesc, zic, băi, cât m-a furat statul pe parcursul vieții mele și aveam așa o imagine. Nu, am reanalizat recent, e mult mai mare. E mult mai mare. Dar poți avea și asta în vedere, că uite, dacă un bine care a fost furat mai puțin, e în categoria privilegiată, să-l vezi că și-a combine și-a tot felul de chestii. Păi, dar de ce le iei? Poți că gândește la poți să le iei. Răspunsul este că poți să le iei, îl dă Rothbard, pentru că ele sunt într-o stare de natură. E Rothbard. Ideea e că tu nu poți să furi de la stat. Tu iei că ele sunt într-o stare de natură. Le iei și le-ai apropiat. Nu păi e... da, vezi că le-ai apropiezi ca barca aia de salvare. Ce le faci de le-ai apropiezi? Trebuie să ți le iei ca restituție. De argumentul lui Hope. Nu să nu le iei ca, adică nu care, sunt, ca apropiere. Nu sunt într-o stare de natură. Stare contribuabilă. Da, sunt difuz ale tuturor. Ar trebui să le scoți la licitație. Stare de natură. Da, da, în punctul ăla de vedere ai partea asta cu faliment. Da, asta nu e... Dar chiar așa, un obiect făcut de om poate să fie în stare de natură? Nu. E făcut de om. Nu prea. E mai mult o metaforă în sensul că... Juridic, da. Spunem de drumuri că sunt în stare de natură. Le pot folosi alții. Le pot folosi. Dar nu le pot apropia. Stale contribuabililor, da, stale. Depinde cine le-a făcut. Vezi, de-aia e bine să ai proprietari privați curați de la început. Vezi? Da, e greu de analizat. Statul se amestecă toate astea. Și da. Da, păi uite, e greu de exemplu dacă... Cum spuneam mai înainte, dacă ai o proprietate distinctă pe care ți-a luat-o statul, e clar de dat înapoi. Da? Dacă ai o proprietate din asta amestecată, cum sunt drumurile, pe care practic a fost construită sub bagheta statului, atunci nu mai știi, pe aia chiar nu poți să o restitui înapoi și nici nu poți neapărat să spui că îl dai contribuabil. Poți să scoți la licitație și dai... Așa cum execuți orice firmă, știi? Da, așa execuți și statul, știi? Te faci, cum să spun, te faci, te-a pus să folosești legea falimentului. Adică, automat, în legea falimentului se presupune că nu poți da înapoi tot ce s-a furat. Din punctul ăsta de vedere, Rothbard și spune, și atunci, de ce să nu folosești principiul ăsta la alt? Decât să folosești principiul restitutiv acolo unde nu se poate, da? Că știi că nu poți să dai tuturor. Păi și de ce să nu folosești principiul? Păi, da, dar pe ăla e asumat. Ăla e by design. Știi că nu poți să dai tuturor păi, și atunci de ce nu e mai corect ăsta decât ăla în care asumi fracții? Păi și în ăsta poți să asumi că nu o să poți să dai totul corect înapoi? Ca să nu te apuci să urmărești pe Cutărescu și Cutărescu politician care a luat hotărâri proaste și să-l pui pe ala să dea restituție la tot poporul. Okay. Criminală, până la urmă. Ha-ha. Ar că am trebuit să faci asta. Ar fi ideal, adică nu. Măcar ca exemplu. Dom'le, ce-a făcut cu Cutare politician? Păi am un la sfârșitul vieții să plătească datoria pe prostiile pe care le-a făcut. Păi da, dar el nu credea că face. Aici o dilemă. De-aia discutăm lucrurile astea ca să fie mai clar și să nu se perpetueze greșeli de genul ăsta. Că mi se pare că ne tot afundăm în
mai mult amalgam de ăsta pervers al, păi state, astea sunt ale noastre, să votăm mai tare peste planul. Nu, hai mai bine să avem o piață mai sănătoasă cât mai curând ca să nu ne împușcăm singuri în picioare. Mita. Mita la stat. Da. O împărțim o parte a Rothbard frumos în două, dacă am discutat de mita privată în trecut. Mita la stat e împărțită în două, mita defensivă și mita agresivă. Ce înseamnă, ce e mită? Mită defensivă. E mita în care cineva mituiește un polițist sau un organ al legii să închidă ochii, să permită o acțiune. Asta este mita defensivă. Permitem acțiunea cu tare, atâta vreme cât acțiunea cu tare nu reprezintă o agresiune în sensul libertarian, evident. Dacă tu... Permisiunea aia nu încalcă drepturile altora. Da, exact. Deci, de exemplu, statul interzice... Dacă statul interzice reclamele la pufuleți, da? La pariuri, că tot... Da, ok, bine. Și tu îi dai mită șefului de post să nu îți dea jos reclama la pufuleți pe care ai pus-o în fața magazinului tău de pariuri. Așa. Aha. Mă rog, vindeai pufuleți la pariuri. Da, exact. Așa. Aia e o mită defensivă. Că tu îi împiedici prin banii pe care îi dai aplicarea unei acțiuni agresive a statului asupra ta însăți. Bun. Ce înseamnă mită agresivă? Dacă tu, să zicem că ești într-o situație de genul ăsta, dar îi dai bani polițistului să închidă ochii, dar îi dai niște bani în plus să-ți elimine concurența. Deci, mita agresivă este atunci când tu dai bani ca să se întâmple o agresiune. Ca să se întâmple, această agresiune fiind reglementată de stat ca să fie și statul implicat. Sau nu, nefiind reglementat de stat. Tu poți să cumperi un polițist să se ducă să deranjeze afacerea altuia în mod normal. Și el zice, hai să polițist aici, ia vino și făm și arată-mi și nu știu ce, și nu-l lași pe ăla să-și vândă chestiile în cursul zilei. Chiar și în lumea... Adică poate să lipsească și legea, și reglementarea și să tu să faci în continuare mită. Ar fi o problemă de criminalitate clară, știi? Atunci ar fi împotriva atribuțiilor polițistului oricum. Mă gândesc că și el trebuie să acopere cu ceva, știi? Sau poți spune că ai reglementare prin simplu fapt că el are dreptul să fie acolo, știi? Yeah. Tot e o reglementare. Polițiștii, sectoristul are voie să... Are voie să controleze ceva. Da. Dar de regulă sunt chestii de-astea, știi? N-ai voie să nu știu ce și nu știu ce. Ai voie să ai stand de limonadă. Da, asta o mie găsește imediat. Știu la ce să uite, deci nu. Uite pe discuția asta, pe responsabilitate, unde... responsabilitatea restrictivă, n-ai spune că e agresor patronul care mituiește poliția să ducă peste ceilalți, doar poliția e agresivă, doar poliția interdictă. El face doar consultanță. Teoria cealaltă a responsabilității extinse, la care cred că aderă și Rothbard, e că și tu ești agresor împreună cu polițistul. Da, probabil. În cazul ăsta probabil că așa e. Da. Deci spuneam că o apărare a statului, aici o aduce el, zice că omul e animal social. Și că perspectiva libertarienilor care sunt individualiști, atenție la ce povesteam mai devreme cu individualism și colectivism, este că noi am preferat sau am crede existența individualiștilor atomici, așa, complet izolați, fără și cumva suntem împotriva naturii umane, dar nu. Problema, greșeala imensă care se face atunci când este prezentată această dihotomie este de fapt, am mai vorbit noi, despre identificarea greșită
între societate și stat. Omul e animal social, trăiește într-o societate, da, dar de aici nu rezultă că acea societate trebuie să fie organizată cu o formă de guvernare statală. Că trebuie să aibă, societatea nu trebuie să aibă organizații mafiote pe acolo. Asta e problema. Dimpotrivă, dacă societatea o asociem cu schimburile voluntare, trebuie să nu aibă așa ceva. Aia e civilizație, să nu ai... Asta e o formă primitivă în care ai organizații mafiote. Primitiv mai e și argumentul ăla de alblatistului. Da? Mulți oameni zic, da, eu voluntar vreau să plătesc cu tare lucruri, dar și ceilalți vor beneficia și mă oftic că nu plătesc și ei. Și aici ai două observații. Unul, că poate ar trebui organizate lucrurile alea pentru care plătești, nu beneficieze ceilalți. Nu știu cum, că nu vreau să intru în amănunte. Sau să nu mai fiu ofticos. Da, mi se pare că e primitiv. Nu știu, el cred că invoca aici ideea de preferință demonstrată. Ea nu vor blatiști sau vor serviciu, dar la preț zero. Ok, nu mă deranjează că mă apără NATO. Nu-mi ia bani. Asta e preferința mea de apărare. Tot ce trece de prețul ăsta nu respectă preferința de apărare. Pentru că am tot discutat despre apărare pe sărite așa, relațiile interstatale. Aici ai avea două idei mari. La te vedem cât le lățim. Eliminarea agresiunii statelor asupra indivizilor. Da? O problemă relativ spinoasă a proporționalității armelor pe care le au statele versus cea indivizi. Așa. Și astăzi statele nefiind legitime ar trebui să nu forțeze oameni să stea în organizarea aia. Și problema asta se aplică și în relațiile între state. Nu poți să ai niște vecini bulgari care ar vrea să aibă arme nucleare, să zicem. A, nu, stai că încă n-ajung la arme. Nu, dar poate vor să aibă niște schimburi sau să-și angajeze sisteme de administrare românești. Statul lor nu le permite să-și angajeze firma românească de administrare a proprietății și a serviciilor conexe. Dacă respecti, am vorbit până acum, dacă respecti indivizii, relațiile între state s-ar reduce de fapt la relații între proprietari. Nu, care asta într-un fel, fără să vorbească în capitolul ăsta, dar am vorbit noi de curând, îți face referire și la problema asta a imigrației. Vin oameni, unde au voie ei să vină, ce au voie să facă, depinde pe ce proprietate vin. Dacă vin să lucreze la cineva, acel cineva este responsabil. Ei nu sunt, n-ai înțelegeri din astea generalisime, așa, inventate de stat. Oricine vine și îmi cere mie stat, sigur, îi dau voie. Iau cu forța resurse de la oameni ca să întrețin și pe oamenii ăștia. Că e foarte frumos să faci lucrul ăsta? Da, bineînțeles. Așa a apărut legea mărilor. Dar poți să te axezi pe drepturile proprietarului și el o să hotărască condiții vii. Ideea e că îl extinde analiza, deci nu e nicio diferență că interacționează cu individul. Da. Exigențele sunt aceleași. Să nu agresezi împotriva unei părți nevinovate. Adică. Cred că ei sunt două critici, nu, victimele colaterale și taxarea asta. Da. Cele două. Că dacă ai un război între state, crește. Și dacă te duce gândul la Obama, crește numărul de victime colaterale, și dacă ai un război tot la fel între state, păi cel mai probabil trebuie să crească nivelul de taxare din ambele state. De ce? Păi asta ne-a arătat istoria, că atunci când e război, crește nivelul de taxare. E o chestie tare pe care a precizat-o și merită adus așa atenție. Că
atunci când ai avut conflicte generalizate între mulți oameni și cu multe victime, în afară de câteva revoluții care au fost chestii interne în diverse state, majoritatea conflictelor au fost între state, războaie mari, mondiale, etc. Deși culmea, majoritatea... În loc să te apere, te-a băgat în conflicte. Asta de dreptate suveraniștilor, nu, știi? Nu, păi stai. Cor la cor, nu scoate ochii. Urmează acum. Să invalidez punctul de... Pentru că dacă este să te uiți... Nu, frecvență e greu. Nu. Dacă este să te uiți la numărul de oameni care au murit pe timp de pace, căzuți sub secera și ciocanul statelor lor, și nu o spun din întâmplare, secera și ciocanul statelor lor, este mult mai mare, este enorm mai mare decât numărul de oameni care au murit în război. Deci noi ne gândim ca al doilea război mondial ca fiind absolut fantastic câte victime a avut și nu știu ce. Ok, da, a avut. Într-adevăr, dar a avut și din cauza faptului că... Și din cauza faptului că sovieticii aruncau carne de tun, efectiv carne de tun acolo, dar nu discutăm de asta. Ideea e că luându-le la oaltă, tot au omorât mai mulți oameni în intern statele respective, fie prin războaie civile, fie prin pogromuri, fie prin Holodomor, gulaguri, fie prin reeducare, revoluția socială, înfometare. Uh-huh. Da? Deci numărul de oameni omorâți pe timp de pace de state asupra propriilor cetățeni e mai mare decât oamenii care au pierit în război. Asta lovește suveranismul. De asta ziceam că vreau să-i dau acum, da. Eu mă gândeam că ales mai rare ale civile. Decât celelalte. Antrenor și depinde de cum le, asta e, depinde de cum le categorisești, că teoretic războiul între nord și sud nu intră aici, e teoretic ar fi un război. Eu l-aș privi ca un război, e o entitate care a încercat să-și declare independența și asta e, nu l-a declarat. Adică eu l-aș privi ca pe un război, eu mă refer la victimele alealte, la victimele până împușcare, până spânzurare, până reeducare. Tot sunt mai multe. Numai vorba aia, Uniunea Sovietică și China. E un argument bun, pentru că se aduce asta din partea suveraniștilor, că mai degrabă ai tăi țin cu tine și păi, uite cum, cât de mult au ținut. China, nu știu cât, ia that by government, sau știi, cartea neagră a comunismului și sunt istoricile. Exact. Mă rog, ce vrea Rothbard să sublinieze aici este că în momentul în care vrei să te aperi de o agresiune, trebuie să ai mare grijă să nu cerci să justifici victime colaterale. Cineva trebuie eliminat ca să nu mai agreseze, dar tu dai cu o armă foarte puternică și apar acolo tot felul de victime nevinovate care nu făcuseră nimic. Păi și cum ne mai apărăm de... Păi cu grijă. Păi e mai greu, e mai greu. Foarte greu de digerat asta. Dar trebuie cu grijă. Adică e convingător argumentul ăsta utilitar. Dom'le, n-avem ce să facem. Da. Trebuie să dăm... E vorba de arme mari, de bombe nucleare. Nu, și asta... Da, trei mitraliere. Tragi și tragi un bloc, știi? Sau pe baza unor informații greșite. Că zici, acolo era... Generalul cu tare și nu era. Dar nu, eu n-am în vedere ignoranța. Am în vedere filozofia neoconservatoare, care spune că e ok. Știi? Da, să dai... Da. Da. Nu știu dacă spune că e ok să omori nevinovați. Spune că e ok. Spune că e justificabil. Cred că zice și Albright. Madeleine Albright zice chestia. Bine, da. A meritat costul la nu știu ce. Da, a meritat. Asta e problema, știi? E doar părerea ei. Nu e doar ei. Știi, o glumă. Și haide să vorbim, că presupun că asta o să deschidă tot o întreagă cutie a Pandorei. Hai să vorbim că ăsta este un moment în care Rothbard își reiterează pledoaria împotriva armelor de distrugere în masă,
mai ales a armelor nucleare, cu care el avea o problemă. Trimitere la capitolul dinainte. Trimitere la capitolul, nu, la când discutăm noi despre un capitol pe politica externă din Manifestul Libertarian, în care nu suntem foarte mult de acord, uite acolo sus, cu ce spune Rodbard. Adică, nu știu, nu suntem, eu n-am fost acolo de acord foarte mult cu ce spune Rodbard. Da. Poziția adică asta a fost în clipa în care acolo ajunge să facă apologia Uniunii Sovietice, s-a tăiat. Da, acolo cred maioneza n-au... Aici nu intră deloc în Uniunea Sovietică, știu. Am observat. Dar nici acolo n-a zice. Că face apologia. Tot trebuie să spună că... Și americani au făcut. Cam... What about? Că tot apare discuția. Da, what aboutism, da. Mie mi se pare că partea asta a armelor de distrugere masă se leagă și cu capitolul de Radineauer, relația indivizilor cu statul. Statul trăiește cu acest standard dublu în care el are voie ca entitate de vărmare, el are voie să aibă arme puternice și indivizii n-au voie să aibă arme puternice. Asta e pe de o parte. Pare că ar trebui toată lumea, ori n-avem voie nimeni, ori are voie toată lumea. Există meme aia cu, domnule, tu nu ești împotriva cu gun control. Ești împotriva citizen control. Să nu dețină cetățenii, așa n-ai nicio problemă să dețină. It's not about guns, it's about control. Da. Nu, ideea e că tu ești de acord să dețină statul, știi? Aha. Problema ta, deci nu mai îmi spune că ești anti-arme, știi? Pentru că tu vrei ca oamenii lui Biden să aibă arme. Știi că era aia cu Obama, toți aveau, știi, erau 20 de oameni. Super înarmați. Nu vrei ca cetățenii să aibă și asta e problema. E bine, rog. Și dilema aici este că poți să ai o disproporționalitate de răspuns. Există discuția asta. Da? Avem neclaritate. Armele astea foarte puternice pot fi acționate de cineva disproporționat, deci el, nu știu, să zicem cineva se simte agresat, puțin judecă greșit nivelul de răspuns proporțional, trage cu mitraliera, rade mulți oameni și după aia câtă restituție poți să-i ceri. Nu? Și asta ar fi un argument contra armelor. De ce îți trebuie arme de asalt? Da? Ce se discută acum pe la americani? Ar fi un argument împotriva armelor mari. Și răspunsul este ăla de adineauri. Ori toată lumea are arme, da, oricât de mari. Bun, mă bucur că îl spui din nou. Ori toată lumea are arme oricât de mari, ori atunci, unanim în niște zone, unii o să renunțe la ele. Problema enforceabilității. Atunci? Nu, problema enforceabilității. Cum faci unanim în anumite zone unii să renunțe la ea? Dacă cineva nu vrea să renunțe în acea zonă, ce facem? Păi cineva nu renunță, nu vrea și nu renunță nici ceilalți. Deci asta e problema enforceabilității. Dacă noi renunțăm la pistoale și zicem că ne batem cu variantele. Și zicem că ne batem cu pumni, hai ca să nu ne complicăm cu mitraliere, da, și okay, renunțăm la pistoale ca să ne batem cu pumni. Ce am zis mai devreme cu Iorgu Costel, da? Și vine cineva vine cu pistolul. Ce, eu nu-l dau, frate. Ce, eu sunt mai mic, eu sunt mai firav, nu-l dau. Uite la voi cât sunteți malaci, 100 de kg fiecare, eu am 50 de kg ud. Nu-l dau. Ce facem? Că poate fi și o femeie, apropo, cu pistolul. Da, exact. Și unde te oprești? Când te oprești din arme justificabile și de ce ai avea un standard diferit pentru altfel de entități în care cetățenii au voie atât, dar alte entități au voie super arme? Păi, why? Nu. Nu, răspunsul exact, e nu. Exact. Deci, nu. Și aici vine diferendul pe care îl avem aici cu Rodbard sau pe care îl am eu, nu știu, aici cu Rodbard. De aici lumea trage concluzia că ar trebui desființate armele nucleare, eu spun nu, dă-le și la cetățeni. Gata. Păi cum că o să trice planeta, riscăm? Riscăm, ce și acum nu riscăm?
Era, uite, gândește-te că oamenii care controlul acum, da. Oamenii se opun la droguri. Dar asta le mai dai bombe nucleare. Vorbim de bombe. Da, uite, o formulare. Eu vorbesc aici de ce ar fi just. O formulare în funcție de ce zici tu mai de vreme, dacă oamenii sunt atât de cretini încât să-și dea cu bombe nucleare cap unii altora, poate că ca așa trebuie să se întâmple, să se curețe lumea de prostii. O mare inocență. Da, de, asta e bine. Statului are, că nu știu, are să încurajez. Acum descurajez fumatul prin taxe, la fel descurajez. Da, dar problema... Riscul nuclear dacă interzic. Problema de inocență rămâne și la arme foarte mici. Deci unul poate să reacționeze disproporționat, mă, voi vreți să-mi furați calul și mai pânjunghie câțiva. Care nu voiau să-i fure calul. Da, da, argumentul lui Rothbard e că aici guns kill people, știi? Da, pe ceea ce nu e un argument bun. Adică, da, ok, e mai ușor. Corect, e mai ușor să omori 50 de oameni cu o mitralieră, cu foc automat și un încărcător de 50 de glanțe, decât este cu un pistolaj de la cu 5 glanțe, un revolver cu 5 glanțe, da? E mai ușor, sunt de acord că e mai ușor. That's not the point. Faptul că e mai ușor nu este un argument de principiu, da? Dacă te atacă 50 de oameni odată, nu știu că s-au supărat pe tine, nu știu de ce vor să... Ai făcut o greșeală, fac ei o greșeală. Ai făcut vreo treabă cu nevestele lor, nu știu. Da, și s-au supărat și vin 50 de oameni să te facă praf. Ai nevoie de o mitralieră de aia? Păi cam ai nevoie de o mitralieră de aia, da? Sau vin 50 de ruși. Nu știu. Zic. Vor ei să... Mă rog. Da. Uite, mie mi se pare că o diferență față de capitolul din Manifestul Libertarian e că acolo îți pomenea condițiile războiului drept. Nu le mai ții minte exact. Să nu fie vinea țară, nu știu ce. Și aici le pomenește un pic. Spune că... Nu e clar la finanțare. Uite, poziția lui de aici pare una mai gradualistă, ca să zic așa. Dom'le, dacă tot te războiești, rămâi în bătătură la tine și e ceva de genul ăsta. Ori aia din manifest semăna mai mult cu ce spuneam eu, că doar prin donații voluntare, știi? Adică parcă era mai avansată, știi? Aici pare mai concesivă, mai ok, mergi și niște taxe, dar cel puțin nu te mai duc peste alții. Stai la tine în bătătură și... Eu cred că, nu știu, poate sunt naiv în evaluarea asta, dar... Cred că într-o lume în care oamenii s-ar preocupa de libertate, de respectat zero aggression principle, genul ăsta de conflicte ar apărea predeloc. Ar fi, care ar gen fi de conflicte? Întinse pe scară largă, cu boi gravisime de arme. Ok. Da, cred că ar fi conflicte mici. Dar ce? Păi da, toată problema apare în contextul în care, că și asta a fost și discuția și baza discuției de atunci când am discutat din Manifestul Libertarian, toată problema apare tu ca societate libertariană, cum te aperi de alt stat. Deci tu ești primul stat libertarian din lume, mi-asum pleonasmul, da? Tu ești primul stat libertarian din lume, îl și repet. Zonă, hai, prima guvernare. Cum îți aperi tu, oamenii tăi care te compun, de invaziile altui stat. Dunărea! Și dacă ești, dacă iam cu seci, tot ce facem? Codri. Codri, da. Uite, o primă critică este că de obicei ni se cere ce faci, cum îți aperi proprietarii, dar n-ar fi treaba noastră să răspundem în chestia asta, ci proprietarii ar hotărâ. Și alt răspuns este că proprietarii cel mai probabil ar angaja niște apărare. Cât de mare? Cât e nevoie de mare? De unde? De unde are, unde ei ar fi cererea, ar apărea oferta.
Nu știu acum de unde. Nu, ideea e că poți asta lua... Asta nu pot să zic de unde, că nu e prea voie. Știi? Poți lua eu și aici, de la stat. Da, exact. Eu aici poți încerc să-l trigorez pe Costel să spună ce vrea să zică mai devreme. A, aia cu Rusia. Cu rușii și cu faptul da, că da, la agresiunea e la nivel statal. Nu e la nivel, adică eu asta încercam să aduc, tu ești un primul stat libertarian, ești înconjurat numai de alte state. Statele astea s-ar putea să tindă să-ți fie puțin ostile, de ce? Ca să nu prindă modelul de la tine și la ei în țară. Dar nu, scenariul nostru era cumva, era un stat prelibertarian. Da. Noi, ăsta era scenariul. Noi avem putere 80% din populație să abolim mâine statul român. Uh-huh. De ce există susține? Pur și simplu, avem tot ce ne trebuie. Dacă facem asta, rușii ne amenință că ne rad. Acum nu, ne apără... Nu, ne rad cine cotropez, mă rog, așa. Nu, ne rad pe bune, știi? Căzi nebun, okay. Acum avem apărarea NATO, știi? Noi aveam de ales. Dom'le, care e poziția? Ce facem? Abolim statul și vine aia și ne rad? Sau mai așteptăm? NATO, știi? Dom'le, libertarieni, ne apărați în situația asta? Poate da, poate nu. Nu, mergem la chinezi, mergem în altă parte. Problema și este... după ce rezolvăm chestia aia, abolim statul. Și întrebarea, da, deci problema asta când nu se rezolvă niciodată, așa, de fapt. Deci e un conflict? Conflictul e, păi tu nu cumva legitimezi utilitarii statul? Înțelegi? Asta era. Răspunsul meu e că nu. Statul rămâne în continuare nelegitim. Știi, să legitimezi utilitarii statul înseamnă să spui statul este legitim pentru că oferă apărare sau nu. Alte chestii. Asta e o legitimare utilitarii. Nu, pentru noi statul nu era ilegitim. Calculul meu e utilitarist. Unul de oportunitate. Ce facem? Abolim acum statul sau mai încolo? După ce ne știm sigur că îi blocăm pe ruși. Întrebarea... Și ideea e că poți să amâni, știi? Dar rămâi pe o poziție principială, știi? Adică statul e în continuare nelegitim. Facem neapărat NATO, să zicem. Facem chestia asta și după aia abolim statul, știi? Dar ideea e că tu nu... Poziția libertariană, rodbartiană, nu era cu abolim statul și fine, așa, mă celăresc. Deci tu nu legitimezi statul utilitarist, că ăsta era conflictul. Stai puțin, că sunt împotriva legitimării utilitariste, pe de altă parte, cumva legitimezi utilitarist. Răspunsul e că nu. Eu justificam utilitarist doar oportunitatea da. Abolirista. Când o fac? Acum sau peste 20 de ani? Da. Ideea e că nu sunt nici măcar agresori. Eram agresor dacă avem o societate anarcho-capitalistă și zic, dacă nu instituiți statul vă și atunci, da, libertarian nu pot. Dar aici noi nici măcar nu suntem agresori. Pentru că acționăm pur defensiv și ne gândim doar, nu știu, avem niște resurse. Ce facem? Confruntăm o crimă în serie sau confruntăm, nu știu, un violator, știi? Ne gândim cum să folosim niște. Dar nu e o contradicție, asta vreau să zic, pentru că este o mutare chien. Ok, ce faci dacă e un vecin agresiv? Cum faci tu stat libertarian? Da, e dificilă, știi, că ai vrea să abolești statul, nici n-ai chef de alt stat care este... Răspunsul poate fi asta prudențială, nu, dacă e valid ce am spus. Da, nu l-abolim acum. Mai stăm? Mai stăm să ne asigurăm nu știu ce? Declanșăm o campanie de propagandă în statele vecine. Da, găsim. Deci găsim unii, poate n-ai inclusiv mai mituirea rușilor. Sau... Da, sau așa. Da. Și după aia l-abolim. Dar ideea e că nu e nimic nelibertarian în a gândi pragmatic și strategic și a spune nu, da. Mai stă puțin, deci nu e... Uite, ai niște mici chestii aici, deci dacă vrei să faci statul libertarian, vorbești cu NATO, NATO o să zică, noi vrem, ok, să plătiți toți din zona asta, să plătiți la noi 2% din PIB. Și noi să zicem, păi stai puțin, că noi nu mai măsurăm PIB-ul pentru că fiecare are treaba lui ce are, noi nu le mai măsurăm foile din plăcintă. Dar inventați-ne o sumă fixă. Ok, poate ar inventa o sumă fixă. Îi zic, nu, noi preferăm procente. Exact. Pe de altă parte, poți să mai zici, aici, dacă e stat libertarian, zona libertariană, ne facem griji că vin unii să invadeze. Ok, lasă-i să vină, să vadă ei ce surprize o să aibă când ajung aici. Pentru că nu e clar că nu s-ar putea apăra. Nu e mereu evident că statul libertarian ar fi pacifist, naiv. E un scenariu mai digerabil decât dacă ai zice Dunărea și noi prin Codri ne apărăm de ruși, știi? În timp ce dacă zici neapără NATO, uite contractul semnat și nu știu. E parcă te asigură mai mult, știi, decât aia cu Codri și cu Posada și cu...
mai știu ce mai avea. Să zic o a treia chestie, că oricum poți să te aperi. Nu, oricum tu aveai mai multe soluții. Uite, și Humar când discută situația asta, atrage atenția că ai mai multe și necooperare. A, știu că... Știu ce vreau să zic. Astea, gherilele, nu știu ce. Deci cineva când îți dă mutarea asta, crede că gata, te-a băgat în curs. Argumentația mea ultimă e că nici măcar nu te-a băgat în curs, știi? Adică poți, deci pe un argument prudențial... Da, frate, mă cumpăr de la not. Care-i problema? Păi nu ești stat? Nu, nu sunt. Mă, și plus că pe ideea de propagandă poți, ai putea să atragi oameni din statele din jur, pentru că ar fi libertate aici, s-ar putea ca atunci când statul invadator vrea să execute invazia, s-ar putea să aibă niște surprize și oamenii aia să nu mai invadeze și să vină să-l așeze aici. Seamănă cu exemplu cu NATO. Ideea e că NATO era mult mai vizibil, știi, mult mai, nu trebuia să-i mai explici. Stai că poate vin ungurii, bulgarii, poate ezitări, poate nu știu ce. Așa NATO pare o garanție. Dacă vin, nu știu, în ziua independenței, vine cu alea deasupra, apoi e NATO. Vine în contră. O duci mă cul, deci nici nu mă interesează. Ce au venit? Lasă că... În contră, am mai zis-o noi altă dată, nu știu când, că nici să te bazezi prea mult pe așa ceva, pentru că și o organizație de genul ăsta, poate democratic sau cine știe cum, riscul să se sucească. Riscul nu e imediat, ăsta e argument. Să zică, să zică stați puțin, nu vă apărăm, pentru că voi flea niște motive. Te duci la chinezi, la arab, te duci la alții. Mituiești roșii. Ideea e că te gândești la... Ai o soluție, deci nu treci până dar nu ai să una. Să ai mai multe soluții. Asta ar fi cheia. Nu prea. Uite, gândește-te la elvețieni. Dar poți să... Ideea e să marșezi pe una. Păi și iau NATO. Pe una. Și iau NATO, deci nu... Elveția nu. Cum nu? Parteneriat. Elveția nu e NATO, e... Okay. Parteneriat. Noi ca asta tot parteneria facem, știi? Așa ne zic și ăștia, domne, vă dăm, dar doar parteneriat. Ok. Da, bine, să la scrie parteneria public privat. La parte. Da. Zic ok, pentru că NATO instituție de stat, știi, etatistă. Suntem de acord, nu știu? NATO, deși propaganda conservatoare cu valorile vestului și nu, e o chestie de stat. O altă, un alt punct apropo de relațiile între state unde se opune Rothbard este ajutorul umanitar, banii dați pentru alte state, unde e clar, zice, orice fel de ajutor de la un stat la un alt stat este vorba de o agresiune, că mai repetăm a 500.000 oară, statul n-are bani, da? Statul n-are bani. Deci, prin urmare, dacă statul se trezește să dea bani altui stat, înseamnă că i-a furat de undeva. I-a printat. Și printatul reprezintă un furt de la cetățen, da. Nu de alta, dar poate simte cineva că s-au dublat prețurile recent? Zic și eu, nu știu, poate am zis-o mai de mult că o să se dubleze. Da. Dar nu e hiper. Uite și acum avem discuțiile astea cu Ucraina. De bun, e bine să-i sprijini. Argumentul criticilor ar fi că prelungești războiul, că îi rispăia, că nu știu ce, nu se mai termină, știi? Se ajunge mai greu la pace, știi? Argumentul pro e că nu, poate să-ți iese, știi? Îți iese, îi respinzi pe rușii. Alt argument e că poate nu trebuie pace cu orice preț, poate sunt niște pisici de rupt. Parna. Ok, nu mă pronunț eu niciodată pe probleme geopolitice, pentru că există niște experți care pot să analizeze și nu sunt eu unul dintre ei. Asta zic și experți. Asta ziceau, știi? Sunt unii, cred că poziția mainstream e pro-ajutare, pro-sprijin. Poziția anti care apare la unii comuniști sau la unii libertani e că escaladezi. Și tot în... Că descurajezi pacea, deci ea nu mai... Da, vezi, nu pace cu orice preț. Așa te accepti tot felul de... Depinde și de preț. Poate ei analizează prețul ca fiind deja prea mare plătit de ucraineni, știi? A murit 100.000, poate un preț imens, știi, pentru... Ei trebuie să analizeze. Alții pot să-și dea doar cu părere. Bine, am mai zis-o și cu altă ocazie, că poziția libertariană pe război
este se termine. Punct. Da. Cel puțin pe un război de genul ăstuia, da, între două state unde situația nu e clară, nu e vorba de un război just nici dintr-o parte, nici din cealaltă. De ce nu e vorba de un război just? Pentru că ai parte de secesiune, oricum ai un stat în zona aia care își oprimă, care își oprimă, cum îi spune, rezidenții. Da. Există zonele alea separatiste. Mai legitim, mai legitim. De ce? Că există zonele alea separatiste, cu referendum și tot ce vrei. Plus că există tot felul de mișcări de stradă, nu mai sunt, se mai găsesc mai greu acum, dar erau filmate 2015-2016 în care ucrainienii au făcut prăpăd pe acolo, au fost demonstrații, au murit oameni, au ars clădiri. Ăla e acolo în... Acolo în Donbass, da. Da. Bine, rușii, asta apare în propaganda rusă ca să... Nu, era de la, nu, era dar de e la... o chestie factuală, știi, de văzut. Păi, era de la BBC-ul din 2016. Dacă BBC-ul în 2016 făcea propagandă rusă, ok, făcea propagandă rusă, dar asta era BBC, pe BBC în 2016. Exclus. Dar n-ar fi exclus. Da, mă rog, nu e ca și cum... Dar vreau să spun că pentru goarnele obișnuite, BBC-ul nu îi reprezintă o trâmbiță a propagandei ruse. De asta... Deci de asta zic că acolo în zona respectivă nu e, noi spunem păi nu că Ucraina are dreptul să facă și să dreagă. În măsura în care rușii intră pe teritoriul ucrainean, da, să zicem, dar iarăși acolo regulile un război just, nu ucizi nevinovați, nu taxezi în plus, nu arzi, nu știi, adică sunt o felul de chestii care se întâmplă acolo, nu e un război just din niciuna dintre părți, știi, deci singurul punct de vedere libertarian consecvent este faceți dracu pace odată. Asta n-ai e. Zice că ucrainenii... Nu știu, nu știm. Deci mie mi se pare că ai un... N-ai documente de astea OSCE sau nu știu, monitorizări și... Păi, nu știu despre ce vorbim. Ucrainienii au declarat și mobilizare generală, au declarat. Din punct de vedere strict libertarian vorbesc acum. Au declarat mobilizare generală, da. Mă și la crime de astea, crime aiurea, știi. Bine, ei zici că fiind acasă sunt... Mai degrabă rușii omoară civili, știi. Da, așa te gândești. Ei sunt peste, da, ei sunt peste ei. Da, dacă te gândești că statul are regulile lui și dacă nu te supui, îți dă și ție în cap, care ești de-al lui, exact, susține nu, ce a zis Vali. Și Ucraina au de făcut, media s-au închis. Ucraina au făcut ucrainienilor. Da, dar, s-au închis, statul. Așa e. Mă rog, ideea ar fi să nu îi spui unuia mic care mănâncă bătaie fără să fi făcut nicio agresiune, să-i zici, băi, nu mai înjura, lasă-l pe ăsta să îi treacă și să fie pace odată. Asta da, da, ăla ar fi cazul unui război just, adică acolo unde ai agresiune separabilă, da. Poți să spui, da, aici a fost o agresiune, știi, nu poți să zici. Și aici de ce ar fi greu separabilă? Din cauza că, uite, consecvența, ce ziceam mai devreme, deja ai, sau eram noi... Adineauri. Deci ai spectrul ăsta stângist în care să mișcă și stânga și dreapta și te miri că ai valori vechi stângiste care acum sunt susținute de dreapta. Da. Te gândești de ce se întâmplă chestia asta? Păi din cauza că ei n-au poziții consistente, n-au ce să țină. Păcând mie mi se pare că poziția libertariană, care e împotriva ambelor stânga și dreapta, are o poziție consistentă. Odată ce ai avea respectarea proprietarilor, ai avea conflict separabil. Ar fi mai evident cine ce a făcut. Pe când atâta vreme cât ai entitatea asta perversă, statul, nu știi cine a înjurat, cine a dat primul, stai că aici era o zonă de stat. Păi da, noi credem că ar trebui să fie toate bucățele private, dar ale cui? Păi ale proprietarilor. Da, ca să nu mai vorbim de faptul că la jumatea conflictului sau încapsulat în conflictul ăsta ruso-ucrainean, războiul ruso-ucrainean este de fapt un război asupra cărei entități statale are dreptul să taxeze pe care oameni dintr-o anumită zonă.
Păi n-ar fi mai simplu, hai să lăsăm oamenii aia să fie liberi, să nu-i mai taxeze nimeni. Adică că nu o să îi apăr pe ucrainieni, nu o să le apăr pe ucrainieni dreptul de a-i taxa pe ăia. Da, vorbim de rău cel mai mic. Rău cel mai mic și nu pare... Păi taxele s-ar putea să fie mai mici în Rusia dacă e să o luăm așa, da, rău cel mai mic, știi? Discuție. Așa cum discutam noi, că ne apără NATO, păi dacă rușii ne fură mai puțin decât plătim NATO, unde mai e agresiune, știi? Da, privind așa din afară, n-aș ca nespecialist ai vindecă ruși. Dar uite, e interesant ce s-au schimbat sensibilitățile. De stânga era anti-war și dreapta era neoconservatoare de vine. Uh-huh. Cel puțin dreapta din ultimii 20 de ani. Pentru că dreapta vechișe era izolaționist. Acuții se pare, uite, dacă te uiți la Carlson, ăla Fox News, devine mai izolat. Nu mai e la Fox News. Care a fost? Care... Dacă e Carlson relevant, de la, pentru... Nu, e de pe Twitter. Curentul ăsta populist conservator, să zicem. Foarte relevant. Poziția lui, am impresia că e anti mai degrabă. Deci mesajul libertarian s-a dus în zonele astea. Mhm. Uh-huh. Uite, stânga parcă e mai intervenționistă, mai trimiteți-le ajutoare, mai nu știu ce, mai interesant, știi, se schimbă. Iar libertarienii n-ai putea spune că tind să fie izolaționiști pentru că e implicat statul, știi. Nu s-a auzit ultima parte. Da, eu nu simpatizez așa de mult cu izolaționismul ăsta, dar zici că na. Cât există statul, el e agresor prin natura lui și nu știu ce, știi? Da. Bun. Mai zicem două cuvinte despre bomba atomică sau nu? Am zis. Zis că nu împărtășim asta. Cum scapă libertarienii de bomba atomică? Păi nu. Aveți răspuns, măi, libertarienilor? Deci, dați-ne jos în comentarii două lucruri. Unu, dacă vreți... Dacă considerați că ar trebui să interzicem armele nucleare, da? Ne spuneți acolo dacă da. Dacă da, spuneți-ne și cum. Prin decret. Suntem deschiși la sugestii din punctul ăsta de vedere. Care e problema? Deci cineva care nu suporta efectiv libertarienii pentru că ăștia erau... Vreau cocaină la liber. Deci dacă te scotea din minți chestia asta, trebuie să te gândești că vor bombe nucleare la liber. Deci se poate și mai rău. Bombe nucleare dinpreună cu cocaină la liber. Un cocktail deci exploziv. E mai rău decât... Da. Ați auzit de cocktail Molotov? Stați să-l vedeți pe ăsta. Deci dacă la privatizare educației... Ce te faci dacă ai un... educator privat care a tras cocaină și are o bombă nucleară. Își pierde dreptul. Nu și-l pierde. Păi depinde. Depinde de următorul fapt. Ce ai trecut în contract cu el? Să-ți învețe copiii despre ceva? Dacă își îndeplinește serviciu, te doare pe tine ce are el acasă, știi? Apropo de aia, căutăm... Dacă e dezamorsat, rezervă siguranța copiilor, știi? Ce te doare pe tine, ce are el în dormitor? Da. Plus că dacă e profesor de fizică sau asta chiar poate... Uite, asta poate să fie o apărare la armele astea mari. Dacă pot să afecteze oameni într-o rază mare de acțiune. Păi, dar ele pot să afecteze, nu... Nu spun că nu pot. Nu, adică ai două chestii. Poți să ai o mitralieră? Da. Poți să o îndrepți așa spre oameni? Nu. De ce? Din cauza că îi expui la... Ok, nu e deja o amenințare, nu intrăm acolo. Nu îi expui la amenințare, dar ei pot să se simtă amenințați. Pentru că ești în raza de acțiune. Și, și la bombele astea mari ai putea să zici, mă, tu poți să o ai... Dar să nu fie pornită, nu. Să nu poată să facă poc. Ce vrea să spună Alexandru? Poți să te aperi cu ea la nevoie, dar să nu
trăim noi cu frica că poate ai lăsat gazul deschis. Știi că asta se întâmplă și în blocuri. Dacă cineva are gazul deschis și bubuie, nu știu ce. Păi eu zic că soluția ar fi să interzicem aragazele. Și atunci nu mai avem frică că rămâne cineva cu gazul deschis. Și plitele de fontă. Exact. Așa. Și fripturile. Ce voia să spună Alexandru e că ok, sună fricoșător asta cu bombe nucleare la liber. Cum? Cu o gumă de mestecat? Da, cu o gumă de mestecat. Chiar așa? Ideea e că nu poți să o ții în casă, de exemplu, pentru că poți să o ții dezamorsată. Ai niște precauții, uite, pe conceptul ăsta libertarian de amenințare ca de agresiune, ca amenințare imminentă. Poți obliga să o țină pe un câmp sau undeva departe de lumea dezlănțuită. Deci nu ții chiar așa, nu mergi cu ea într-un geamantan amorsată, de exemplu. Nu, pentru că ești o agresiune pentru cei din jur, știi? Trebuie să o ții undeva departe. Nu ești o agresiune, ești un risc. Vorbeam de aia, amorsată, dezamorsată, e o discuție tehnică, asta, știi? Specialiști. Dar ideea e că poți spune, nu mergi cu ea armată în centrul Bucureștiului, știi? Poți. Alt argument e că proprietarul drumului se poate cere asta, știi? Proprietarul drumului are dreptul. Cere să anunți, da, fiind proprietatea lui. Proprietarul drumului are dreptul. Că lumea zice, păi nu ne mai apără nimeni. Nu. Dacă proprietarul drumului zice că trebuie să anunți, ești obligat să anunți. Așa vrea el. Așa vrea el. Proprietatea lui. Asta nu înseamnă că nu te las. Tot așa, probabil, spune. La gaze a fost glumă. La gaze toată lumea ar fi de acord că o să spună același principiu. Da. Dar la oamenii o să fie de acord unanim să-și pună senzori. Dacă nu o să-și pună senzori, o să aibă o viață grea cu vecinii. De ce? Că vecinii vor să aibă senzori. De ce te doare cei la mine în casă? Păi ca să nu trăiesc cu riscul. Dar nu e o chestie de preferință, mea. Nu e de drept. Nu e treaba mea ce riscuri ai. Plus că îmi pune asociația, păi tu ai semnat la intrare. Supui și pe mine la riscurile. Riscurile tale, we don't care. Adică ca și cu cocaina sau cu droguri sau droguri din tale. Nou, eu nu mă interesează ce consumi tu. Nici pe mine nu mă interesează ce consumi tu atâta vreme cât ești vaccinat, că altfel poate îmi dai COVID. What? Nu e treaba mea să-ți minimizez ție riscurile. Da, dar pe ideea asta de amenințare poți... Iarăși, și cu amenințare, e cu dus întors. Mă rog, avem un episod... Unul e doar cu dus. Avem un episod întreg în care am dezbătut această idee. Lăsăm acolo sus, ca să nu ne mai întindem 2 ore. Da? Și mai e altceva? Bine, soluția din episodul ăla era că... O formulă foarte scurt. Amenințarea este definită la nivelul constituțional al facerii legii, este subiectivă, când noi definim ce amenințare, valid, să zicem, e judecător, da, și spune, pentru mine, asta e amenințare, listează 10 chestii, știi? Însă este obiectivă în momentul în care aplicăm standardul, știi? De exemplu, dacă ăla trebuia să aibă o armă, noi așa am definit amenințare, dacă are o armă, este o agresiune, e o parte obiectivă că aplicăm standard. Dacă noi defineam amenințarea ca fiind... E suficient să arate cu o armă. Uh-huh. Cineva cu un pistol de ciocolată este agresiune. Obiectiv ce înseamnă? Că aplici un standard la situația aia factul. Deci ideea e că suntem subiectiv la nivelul constituțional al facerii legii, dar suntem obiectiv când aplicăm standardul. Acum revenim la bombele care discuția e de risc. Tot așa convențională despre ce comunitatea aia cade de acord asupra ce înseamnă risc, na, te gândești că libertatea... Italienii sunt mai permisivi, mai deschiși, mai toleranți. Risc. Da, mi se pare că e o distinție, adică ai chestii dovedite că un lucru care face poc e un risc, nu e o amenințare, păcând la COVID nu era deloc evident că e un risc, adică doar că au spus unii, era așa, au zis unii că mort, o să-ți dea, dacă merge nemascat, vai, te agresează, dar nu era nicio dovadă. 5 milioane de morți, nu? Sau cât ai avut, pe datele oficiale. Dar erau tot așa spuse risc, de ei. Dacă nu ce poate fi... Nu, dar erau spuse de ei, nu era clar că ei au murit din cauza că a mers oamenii nemascați pe stradă. Cunoașterea disponibilă. Eu ca judecător mă uit la cunoașterea disponibilă. Au greșit ea, greșesc și eu, știi? Da, ok, dar aici ai experiențe
practice, nu păreri. Nu, dar lucrurile care fac poc, se știe de multă vreme în ce fel fac poc. Păcând COVID-ul era așa, niște unii au spus, dar și alții s-au opus și pe aia nu-i ascultam, pentru că de ce să-i ascultăm? Așa nici avea un consens, știi, că se transmite nu știu cum și la nu știu cât metri. Și dacă chiar era consens, era. Păcând la părțile fizice e consens. Mă, gazul expus la nu știu ce, cu scânteie, face poc. Crezi că nu ai între experți în balistică? N-ai conflicte? Pe gaz? Nu. Nu cred. Adică... La gaz, zic? La gaz, zic. Nu, ca între nucleare și COVID am ajuns la gaz. Poate și la gaz. De gaz. Poate și la gaz. Ai... ăștia care fac chestii mai diferite. Căuta Vali ceva cu gazul. Nu cu gazul, ci apropo de discuția cu Hiroshima și Nagasaki și numărul de morți și așa mai departe, în total, în bombardamentele la Hiroshima și Nagasaki au murit vreo 350.000 de oameni. Total populație? Japonia în sine avea 100 de milioane. Nu, orașele. Orașul, dacă ăsta era total populație pe orașe și au murit toți, atunci e nasol. Nu, n-au murit toți. Ei, da, știu că n-au murit. Dar nu mai știu câți erau. Deci și asta, apropo, nu e... Deci este... COVID-ul a fost o amenințare mai nucleară. Asta încercam să adică spun. Adică vaccinarea e mai legitimă decât... Adică da, dar eu nu respect părerea experților. Asta da. E. Respect, mori. Da, dar muream numai eu. Noi omoram și pe alții. Nu eram Typhoid Mary. Să dau moarte. Era părerea lor. Să dau ce personaj de film horror sau a fost și reală? Nu, era cred că a fost și reală și a rămas ca exemplu. Asta o tanti care știa că e bolnavă și a ieșit special să-i îmbolnăvească. Da. Aia, ne mai gândim. Acestea fiind spuse... Noi vă mulțumim pentru răbdare și atenție. Pentru Costel Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-a fost Foster. Dodi. Pisica cred că începe să se audă acum, vrea de mâncare. Vă mulțumim pentru atenție și răbdare și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. Act accordingly.